Și o să rog pe domnul președinte să ia experiența din ediție. Dispoziția numărul 327 din 18 noiembrie 2017 privind promovarea și guvernarea Consiliului Local Măsirea Cașin pentru miercuri 23 noiembrie 2017, ora 8. Primarul Comunului Măsirea Cașin, județul Bacău, numele de adresa numărul 557 din 14.11 2017, trimită de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, Bacău Adic, înregistrată la noi sub numărul 7.256 din 15.11.2016, prin care se solicită inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniu adic, referatul numărul 7.326 din 17.11.2016, întocmit de către doamna Olaru Cristina, inspector 1, compartimentul taxe și impozite locale, prin care solicită supunerea spre aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2017. Pentru anul 2017. Referatul numărul 4877 din 22.07.2016, domnului Florea Cornel, agent fiscal, compartimentul taxe și impozite locale, prin care propune de dezbatere proiectul de hotărâre privind scăderea de la plată impozitelor și taxelor locale, precum și plata de la precum și plata de la salubritate ale unor persoane cu venituri foarte mici și fără venituri. Proiectul de lucrări de consolidare, restaurare și punere în valoare a ansamblului Poșta Mănăstirea Cașin, în vederea introducerii în circuitul turistic din comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. În temeiul prevederilor articolului 68 aliniatul 1 și ale articolului 115 aliniatul 1 litera A din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare. Dispune. Articolul 1. Consiliul Local al Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău, se convoacă în ședință ordinară pentru miercuri 23 noiembrie 2016, începând cu ora 8, în sala de ședințe de la primărie, având ca proiect al ordinei de zi următoare. Stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2017. Punctul 2. Aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău Adic pentru anul 2017. Punctul 3. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la proiectul de lucrări de consolidare, restaurare și punere în valoare a ansamblului Poșta Mănăstirea Cașin în vederea introducerii în circuitul turistic din comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Punctul 4. Hotărâre privind darea în scădere a impozitelor și impozitelor pe clădiri, teren și taxe de salubrizare ale unor persoane cu venituri foarte mici și fără venituri. Punctul 5. Rectificare bugetară. Punctul 6. Probleme care se supun dezbaterii Consiliului Local. Articolul numărul 2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișarea și la avizierul de la primărie și va fi comunicată în termen legal instituției prefectului județului Bacău pentru verificarea legalității. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este de acord cu de acord, mai puțin un punct. Dar nu să lămurim cu el. Și dacă e nevoie, explica despre ce spune. La punctul 5, rectificarea bugetară. Scrie două cuvinte, rectificare bugetară. Să vă explică despre ce. Nu ne explicați. Trebuiau documente. Documentele au fost la comisie, dar nu mi-a spus exact despre ce vorba. Așa de mai așa. Vorba e vorba. Ca să vorbești, mă ne se uită. Domnul președinte, totuși transformă documente, chiar dacă se mai vorbe. Nu mai au problemă. Păi, de ce spun treaba asta? De ce spun treaba asta? Că în anul respectiv... Și mai repuneți, mai zis că sternăm. În 2016 s-a făcut podul la, peste Cașin, la Lupești. S-au cheltuit niște bani. Vreau să vedem exact cum s-a cheltuit, unde s-a dus, pentru că s-a plecat cu 48.000 de euro.
Și s-a ajuns la 570 de lei. Domnul Consiliu, spuneți despre ordine de zi, care este programul? Păi nu, asta mă doare, pentru că aici sunt două cuvinte de publicarea bugetară și în final aici trebuie să apară niște documente în dosul. Imediat, ăsta spune un... Bine, aștept. Altceva care nu mi se pare corect la ordine de zi. A trecut un punct supunerea la vot a propunerii domnului funcționarii dumneavoastră Folea și Cristina, nu-mi vine minte la numele, din moment ce Comisia de Protecție Socială a dogmit inclusiv către dumneavoastră și un fel de referat, un fel de propunere și asta aveți exact. De ce? Dumnealor și nu noi. Care e rolul lor? Da, numai documentația au depus dumneavoastră. Da, dar de ce? Noi am analizat. Așa citit din proiectorile de zi. Așa. A propunerilor a dumnealor. Deci noi verificăm și facem și dumnealor propune la voastră. Nu, ei au propus dosarul ăsta. Ei au propus. Dosarul este propus. Da, da, da. Da, da, da. Avizul comisiei este. Poate chestiile astea, domnul primar, mă scuzați că intervin. Poate chestiile astea e că ieri ne anunță, azi venim la ședință. Niciodată nu s-a pus problema să ne anunțați din timp cu el ca să ne unim cu toți consilierii, să punem în discuție probleme, să ne hotărâm ce facem în ședință. Din cauza asta s-a ajunge la ședință. Deci ieri ne anunță, azi venim la ședință. Nu, cum ieri? Păi ieri am luat convocarea, am venit la primărie, am luat convocarea, m-am anunțat telefonic alaltă seară. Și ieri am venit și am luat convocarea. Deci, nu înseamnă că ați fost anunțat de când? Nu, ieri, alaltă ieri seara. Păi da. Ședințele ordinare se anunță cu 5 zile înainte, în acea extraordinară cu 3 zile înainte sau de îndată imediat, până de urgent. Ori asta nu e ședință ordinară, este extraordinară. Păi nu, asta vreți fi ședință sau nu? Da, dar spune ședință ordinară, iar conform legii de pe 205 se fac cu 5 zile înainte. Așa, dacă nu este constituită legal ședința, conform legii, ea nu este ședință. Noi îi este nu sau nu. Nu, dată, legea prevede că ședințe ordinare se anunță cu 5 zile înainte. Asta a fost anunțată cu maximul 3 zile. Deci ești ședință ordinară, da. Extraordinar, nu ordinar. Domnule, că rămâne. Rămâne, stați un pic, nu rămâne. Dacă nu, este, nu este, nu... Nu, este, nu, este ședință, nu, este ordinară, este ordinară. Te plinește condițiile de legalitate? Da. Sau ce deplinește, nu s-a... Nu, dacă nu deplinește, o reprogramă. Nu, ne-am sculat de noapte degeaba. Nu știu, domnule, mine mă interesează legalitatea, mă interesează dacă este sau la ce vorba credeți dumneavoastră. Spuneți, domnul secretar. Da. Deci, ședință, dispoziția este dată de bine, numai că... Păi, domnul consilier spune că ieri a primit... Deci, ieri s-a dat seara, m-a anunțat telefonic și ieri a venit, am luat convocarea. Deci asta este realitatea. Și, dar, și noi numai cu asta, de când sunt aici consilier de câteva ședințe, numai așa, în scurt, în scurt, în scurt. Nu-i corect. Nu-i corect lucrul ăsta. Ședința e corectă, numai că trebuie schimbată în ordinea de zi, ședința extraordinară în loc de ordinar. Asta e singurul lucru. Nu, discutăm de alte lucruri. Discutăm de alte lucruri, domnul consilier. Deci? Eu zic să ordinăm ședința. Nu am nicio problemă. În cazul ăsta o repropunem. În cazul ăsta o repropunem și gata. Da. Nu. Ai contărât? Dar să punem la vot. Ce să supune la vot? E vorba de condiții de legalitate. Ne trezim că vorbim degeaba și instituția prefectului spune că ne-am întâlnit astăzi și am pierdut 3 ore de dat discutând. În procesul verbal se poate trece modificarea, schimbarea. Nu mai așa ceva. Este dispoziție. Este sau nu este? Este sau nu este? Este. Dispoziția e dată bine? Dată de 8. Da. Începe să număra zile. Și atunci când vedeți la bine, sâmbătă, duminică, luni, marți, miercuri. Sunt 5 zile. Bun. Ideea este că domnul consilier susțin. Au constatat că au fost anunțați nu vineri, ci sâmbătă sau luni, sau duminică. Asta a fost problema. Ea, în rest, convocatorul, dispoziția e dată o dată de vineri. Probabil vineri. Eu zic că la telefon, ca să da. Da, hotărât. Acum,
din punct de vedere legal, după numărătoare și după data dispoziției, ședința poate fi, poate avea loc. Din... Dacă mai sunt probleme la ordine de zi. Dacă nu aș spune eu ceva, domnul primar, ce rugămintea mea la dumneavoastră, eu v-am mai zis, ar fi bine, în atenția domnului secretar, de fapt, înainte de începerea ordinii de zi, să ne dea niște răspunsuri ce s-a rezolvat din ședințele anterioare în care s-au ridicat probleme. Nu, concret, domnul, ați ridicat problema aia, nu s-a putut rezolva, n-a fost timp, nu se poate, o motivare, se poate, nu se poate. Deci noi am ridicat niște probleme. Acum noi o să avem altele și tot ne aglomerăm și nu o să mai primim răspuns niciodată. Asta zic. Întotdeauna o informare. Domnule, uite ce se poate. Ia copii viitor, dacă nu. Nu asta. Bine, este un secretar la ultimul punct. Păi, discutăm și apar și altele și alea și iar se uită data viitoare, iar nu știm. Eu zic că așa ar fi corect, dacă se poate, dacă nu. Ar fi bine că la ordinea de zi, ultimul punct, să treacă, deci numai rezolvarea problemelor curente, ci și interpelări, ca să putem interveni și noi, să nu apară ca fapt divers. Păi nu, păi altfel să înțelege, nu-i voie este cu fapt divers, dar interpelări se poate face. Deci, e corect. Deci, doamne, punctul 6 sunt probleme care se spun dezbaterii Consiliului Local. Domnul primar, uitați-vă și la parlamentarii mari. Încerc, doamne, deci domnul... Că și noi suntem un parlament la nivel de comun. Eu uitam la parlamentarii mari. Cine este de acord cu această ordine de zi? Este cineva care este împotrivă sau se abține? Putem începe ședința de astăzi. Punctul 1 este stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2017. Da, mai mult. După cum știți, în fiecare lună noiembrie, cu regularitate, am încercat să punem pe tapet, ca să spun așa, problema impozitelor și taxelor pentru anul următor. Evident că, neavând nicio modificare legislativă, propunerea noastră este să rămânem la nivelul taxelor și impozitelor conform anului 2016, conform celor pe care le-am avut în anul 2016, cu câteva mici excepții, să zic așa. Cei de la contabilitate au întocmit un referat. Și bineînțeles că... Haideți să dau întâi citire referatului și după care o să luăm anexa la studiu. Referat pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017. În conformitate cu legea 227 pe 2015 privind codul fiscal, titlul 9, impozite și taxe locale, prin care au fost stabilite nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, compartimentul impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei Mănăstirea Cașin propune ca impozitele și taxele pentru anul 2017 să rămână la nivelul anului 2016, conform anexei 1, ce face parte integrată din prezentul referat. Compartimentul impozitelor și taxe propune ca bonificația pentru anul 2017 să fie 10% pentru contribuabile persoane fizice și juridice, astfel. Impozitul pe clădiri 10%, impozitul pe teren 10%. Impozitul pe mijloace de transport, așa zis, TVT 10%. Vorbind de modificări, ce v-am citat până acum, au fost și în celelalte hotărâri. Taxa de branșament privind rețeaua electrică subterană. Se propune suma de 100 de lei pentru fiecare branșament. Aici, deoarece au început să sape pe drumuri, nu se reface, trebuie să venim noi și să refacem acolo unde s-a făcut un branșament. Ei își iau banii,
cel care face branșa mea, atunci a luat bani, a plecat și ne-a lăsat cu gropile în drum. Da, obligația lui este să le aducă drumul ăsta? Nu există obligații din... Există și după 2-3 luni, după primele ploi, încerc. Există obligații ca să le facă drumul? Noi în aviz punem obligații de a reface. El reface și eliberează la aviz. Da, da, o autorizație. Dar autorizația era pe, autorizat pe taxa veche, era 10 lei. Și în 10 lei era efectiv hârtia în taxă. Acolo era prevăzut și refacerea drumului. Este normal că el după ce face șanțul să îl umple. Îl umple, pune pic de balastru deasupra și la prima ploaie s-a făcut cocoaș sau groapă. Ce trebuie el să facă cu simț de răspundere dacă are în obligație așa ceva? Eu vă spun din experiență ceea ce se întâmplă, de asta am fixat suma de 100 de lei ca să avem de multe... Să facem niște cheltuieli vis-a-vis de... Duce o cupă de balast ca să putem reface acolo. Înseamnă că el nu mai face. Dar nu, de asfalt, o face. Nu, asfalt. Nu. Cu 100 de lei? Dar noi față de asfalt. Deci asta e propunerea. Taxe pentru închiriere, cămin cultural pentru nunți și alte evenimente. A fost suma de 400, se propune dublarea sumei, 800, din cauza că nu avem cum să ne descurcăm. Da, nu avem nici cu ce să ne descurcăm, dar nu avem nici ce să le punem oamenilor la dispoziție pentru a da o sumă așa de mare. Pentru 800 de lei trebuie să le pui la dispoziție. Băncile alea au oribile și mesele alea. Deci, și niciun semn de activitate culturală. Absolut nimic. Noi discutăm. Ideea este că cei 400 de lei pe care aveam ca și taxă până acum, ne acoperim curentul electric, vă dați seama. Ce să mai faci și alte investiții. Da. Ne discutăm pe fiecare parte. Taxa de salubritate, compartimentul impozitiv și taxe locale propune ca bonificația la salubritate pentru anul 2017 să fie 10% pentru persoanele fizice care achită integral taxa până la 31 martie. Da. Aici, așa am procedat în fiecare an, noi avem și hotărârea veche pentru funcționarea Consiliului. Vă aduceți aminte că pentru cei care veniți din vechiul Consiliu. Noi întotdeauna am avut taxa de bonificație de 10% la salubritate. Sperăm să reușim să o menținem, însă avem probleme, o să vedeți că avem probleme destul de serioase vis-a-vis de salubritate. Discutiți și facilități. Având în vedere legea 416, ajutor social, legea 44 din pe 94, veterane de război, legea 448 pe 2006, persoane cu handicap, familiile fără venituri, precum și familia a căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 de lei pe familie și nu se încadrează niciuna din legile prevăzute mai sus, propun a fi scutite următoarele categorii. La ajutorul social, în procent de 50% pentru familiile care sunt apte de muncă, 100% pentru familiile care sunt construite din persoane vârstnice și mame cu copii până la 7 ani. Veteranul de război se propune 100% pentru veteran și vădove de veteran de război. Persoane cu handicap se propune 100% pentru persoane cu handicap grav sau accentuat, doar persoana în cauză, nu familia. Persoane pensionare pe caz de boală se propune 100% pentru persoane încadrate în gradul 1 și 2 de invaliditate, doar persoana în cauză. Și persoanele cu venituri mici sau fără venituri. 50% pentru persoane care nu depășesc 450 de lei pe familie, un plafon de 450 de lei s-a fixat. Și 100% pentru persoanele fără venituri. Aici, ca și documente doveditoare, banii cu anchetă socială și declarația pe propria răspundere. Da. Să iau anexa 1, să discutăm.
Deci, folos eu comparativ anul 2016, anul 2017. La impozitul și taxa pe clădiri, pentru clădirile cu cadre din beton armat sau cu pereți exterior din cărămidă asă sau orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și sau chimic, anul trecut au fost cu instalații, prima este cu instalații, a doua este fără instalații. Au fost 1000 cu instalații, 600 fără instalații. Anul ăsta, pentru 2017, bineînțeles că e aceeași propunere. Pentru clădiri cu pereți exterior din lemn, din piatră naturală, din cărămidă neasă, din bărătuță sau din alte materiale nesupuse tratamentului termic sau chimic, cu instalații 300, fără instalații 200. A fost, așa rămâne. Clădirile anexe cu cadre din beton au fost cu instalații 200-175 fără instalații, așa rămân și așa este propunerea și pentru anul 2017. Clădirile anexe cu pereți exterior din lemn, din piatră, din cărămidă neasă, din vărătuci, 125 cu instalații, 75 fără instalații. La fel rămâne și în 2017. În cazul în care contribuabilul deține la aceeași adresă încăpere amplasate la subsol, demisol și sau mansardă utilizate ca locuință în oricare dintre tipurile de clădiri. 75% din suma care s-ar aplica clădirii și la cele cu instalații și la cele fără instalații. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și sau mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, 50% din suma care s-ar aplica clădirii pentru toate și cu instalații și fără instalații. O să puntez doar acolo unde se vede o diferență între 2016 și 2017. Cotele de impozitare aplicabile persoanelor fizice. Pentru clădiri rezidențiale și clădiri anexă 0,1%, tot la fel și în 2017. Pentru clădiri nerezidențiale achiziționate, construite sau reevaluate în ultimii 5 ani, anterior anului de referință 0,2%. Pentru clădiri nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice utilizate în activități din domeniul agricol, 0,4%. Pentru clădirile nerezidențiale nereevaluate în ultimii 5 ani, anterior anului de referință, 2%. În cazul clădirilor nerezidențiale, impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii, care poate fi valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de evaluator autorizat în ultimii 5 ani anterior anului de referință, valoarea finală a lucrărilor de construcții în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anterior anului de referință, valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anterior anului de referință, în cazul clădirilor cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial. Impozitul pe clădiri rezultat se majorează cu 0% conform articolului 489 din legea 227 pe 2015 privind codul fiscal. Impozitul și taxa pe clădiri în cazul persoanelor juridice. Cotele aplicate pentru anul fiscal, pentru clădirile rezidențiale dobândite sau reevaluate în ultimii 3 ani anterior anului fiscal de referință, 0,1% pentru 2016, la fel rămân și în 2017. Clădiri nerezidențiale dobândite sau reevaluate în ultimii 3 ani anterior anului fiscal de referință, 1,5% la fel rămân. Clădiri rezidențiale și sau nerezidențiale nereevaluate în ultimii 3 ani, anterior anului de referință, 5%. Clădirile nerezidențiale aflate în proprietate sau deținute de persoane juridice utilizate pentru activități în domeniul agricol, 0,4%.
pentru impozitul și taxa pe teren. Aici avem zone A, B, C, D. Vă aduceți aminte că avem îndățit în zone din 2005, dacă mai duc aminte, că s-a schimbat codul fiscal, odată cu introducerea codului fiscal. În zona A, pentru persoanele fizice, la rangul 4 avem 889, la rangul 5 711, în zona B la rangul 4 avem 711, 534, la rangul 5, în zona C rangul 4 534, rangul 5 355, zona D 348 în rangul 4, 178 în rangul 5. Pentru terenurile amplasate în intravilan, orice altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții pentru persoane fizice, teren arabil în zona A 28 de lei, în zona B 21 de lei, în zona C 19 lei, în zona D 15 lei, rămâne la fel. Pentru pășune, în zona A 21 de lei, în zona B 19 lei, în zona C 15 lei, zona D 13 lei. Bineînțeles că prețurile sunt pe lei pe hectar. Fâneață 21 de lei zona A, 19 lei zona B, 15 lei zona C, 13 lei zona D. Vie 46 de lei zona A, 35 de lei zona B, 28 de lei zona C, 19 lei zona D. Livadă 53 de lei zona A, 46 de lei zona B, 35 de lei zona C, 28 de lei zona D. Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, 28 de lei zona A, 21 de lei zona B, 19 lei zona C, 15 lei zona D. Teren cu ape, 15 lei zona A, zona B 13, C-ul 8 și D-ul 0. Drumul și căi ferate, 0, neproductiv 0. Pentru persoane juridice, aceeași categorie, teren cu construcții A-ul 31 de lei, B-ul 28, C-ul 26, D-ul 22, arabilul 50 de lei în A, 48 în B, 45 în C, 42 în D. Pășunea 28 în A, 26 în B, 22 în C, 20 în D. Puneață 28 în A, 26 în B, 22 în C, 20 în D. Vie pe rod alta decât cele prevăzute la criteriul 5.1, adică vie până la intrare pe rod, au și categoriile astea la persoane juridice. 55 de lei în A, 53 în B, 50 în C, 48 în D, fie la intrarea pe rod 0, privată pe rod alta decât cea prevăzută la criteriul 6 cu 1, 56 în A, 53 în B, 50 în C, 48 în D. Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celor prevăzute la punct 7 cu 1, imediat următorul. 16 în A, 14 în B, 12 în C, 8 în D. Teren cu apă altului decât cel cu amenajări piscicole, în A 6 lei, 5 lei în B, 2 lei în C și 1 în D. Teren cu amenajări piscicole, 34 în A, 31 în B, 28 în C, 26 în D. Drumul și căi ferate 0, teren productiv 0. Pentru impozitul sau taxa pe terenurile amplasate de extravilan, persoane fizice și juridice. Teren cu construcții 31 de lei în A, în B 28, în C 26, în D 22. Arabul 50, în A 48, în B 45, în C 42, în D.
pășune 28 în A, 26 în B, 22 în zona C și 20 în zona D. Tuneața 28 în zona A, 26 în B, 22 în C, 20 în D. Viile pe rot 55 în A, 53 în B, 50 în C, 48 în D. Livezi pe rot 56 în A, 53 în B, 50 în C, 48 în D. Pădure sau altele cu vegetație forestieră 16 în A, 14 în B, 12 în C, 8 în D. Terenuri cu apă 6 în A, 5 în B, 2 în C, 1 în D. Amenajări piscicole 34 în A, 31 în B, 28 în C, 26 în D. La TNT. La motociclete, tricicluri, quadricicluri și autoturisme cu capacitate cilindrică de până la 1600 de centimetri cubi inclusiv. Deci suma este pentru fiecare grupă de 200 de centimetri cubi, 8 lei. Motociclete, tricicluri, quadricicluri cu capacitate cilindrică de peste 1600 de centimetri cubi, 8 lei. Autoturisme cu capacitate cilindrică între 1601 și 2000 de centimetri cubi inclusiv, 18 lei. Autoturisme cu capacitate cilindrică între 2000 de centimetri cubi și 2600 de centimetri cubi, 72 de lei. Autoturisme cu capacitate cilindrică între 2601 și 3000 centimetri cubi inclusiv, 144. Autoturisme capacitate cilindrică de peste 3001 metri cub, 200 centimetri cub, scuzați, 290 de lei pe fiecare grupă. Autobuze, autocare, microbuze, 24 de lei. Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv, 30 de lei. Tractoare înmatriculate, 18 lei. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică mai mică de 4800 de centimetri cub, 4 lei pe fiecare grupă. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică mai mare de 4800 de centimetri cub, 6 lei. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiate, lei per an per vehicul, 50 de lei. Avem la autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone. Și aici avem două categorii. Prima categorie este axă motoare cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalente recunoscute. A doua categorie este alte sisteme de suspensie pentru axele motoare. Și avem la masă de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone, la prima categorie este 0, iar la a doua categorie este 133 de lei. Masă de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone, la prima categorie este 133 de lei, la a doua 367 de lei. Masă de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone, 367 de lei la prima categorie, la a doua 517. Masă de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone, 517 la prima categorie, 1169 la a doua categorie. Masă de cel puțin 18 tone, 517 la prima categorie, la a doua categorie, 1169. La trei axe, masă de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone, 133 la prima categorie, 231 la a doua categorie. Masă de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone, 231 de lei la prima categorie, 474 la a doua categorie. Masă de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 de tone, 474 de lei la prima categorie, 615 la a doua categorie. Masă de cel puțin 21 de tone, dar mai mică de 23 de tone, 615 lei la prima categorie, 947 de lei la a doua categorie. Masă de cel puțin 23 de tone, dar mai mică de 25 de tone,
947 de lei la prima categorie, 1472 la a doua. Masă de cel puțin 25 de tone, dar mai mică de 26 de tone, 947 de lei, a doua categorie, 1472. Masă de cel puțin 26 de tone, 947, a doua, 1472. Pentru 4 axe, masa de cel puțin 23 de tone, dar mai mică de 25 de tone, 615 lei, 623, a doua categorie. Masa de cel puțin 25 de tone, dar mai mică de 27, 623, prima, 973, a doua. Masa de cel puțin 27 de tone, dar mai mică de 29 de tone, 973, 1545, a doua. Masă de cel puțin 29 de tone, dar mai mică de 31 de tone, 1545 de lei, prima categorie, 2291, a doua categorie. Masă de cel puțin 31 de tone, dar mai mică de 32, 1545 prima, 2291, a doua. Masă de cel puțin 32 de tone, 1545 prima, 2291, a doua. Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă. La o masă, avem tot la fel două categorii, axe motoare cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalent recunoscut și alte sisteme de suspensie pentru axele motoare. Aici însă avem 0-0 peste tot. Până la masă de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 de tone, 60 de lei la prima categorie, 137 la a doua. Și mai avem masă de cel puțin 16 tone, mai mică de 18 tone, 0 la prima categorie, 60 la a doua. Masă de cel puțin 20 de tone, dar mai mică de 22, 137 cu 320. Masă de cel puțin 22 de tone, dar mai mică de 23 de tone, 320 cu 414. De la 23 de tone, dar mai mică de 25, 414 cu 747. 25 de tone, dar mai mică de 28, 747 cu 1310. Masă de cel puțin 28 de tone, 747 cu 1310. 2 plus 2 axe. 23 de tone, dar mai mică de 25, 128 la prima, 299 la a doua. Masă de cel puțin 25 de tone, dar mai mică de 26, 299 cu 491. 26 de tone, dar mai mică de 28, 491 cu 721. 28 de tone, dar mai mică de 29, 721 cu 871. 29, dar mai mică de 31, 871 cu 1491. 31 cu de tone, dar mai mică de 33, 1429 cu 1984. 33 de tone, mai mic, dar mai mică de 36, 1984 cu 3012. Mai puțin de 36, dar mai mică de 38, 1984 cu 3012. Masa de cel puțin 38 de tone, 1984 cu 3012 lei. 2 plus 3, sper să termin, 36 de tone, dar mai mică de 38, 1579 cu 2197, ce anume? Nu, nu. Mai zici? Un pic și 38, dar mai mică de 40, 2197 cu 2986, masă de cel puțin 40 de tone, 2197 cu 2986. 3 plus 2 axe, mai puțin de 36, dar mai mică de 38, 1395 cu 1937. 38, dar mai mică de 40, 1937, 2679. Mai puțin de 40, dar mai mică de 44, 2679 cu 3963. Cel puțin 44, 2600 de tone, 2679, 3963. 3 plus 3, mai puțin de 36, dar mai mică de 38, 794 cu 960, a doua categorie. 38, dar mai mic de 40, 960 cu 1434. Mai puțin de 40, dar mai mică de 44, 1434, 2283. Cel puțin 44 de tone, 1434 cu 2283.
În trecut la remorci, semiremorci sau rulote care nu fac parte dintr-o combinație de autovehicule, până la o tonă, inclusiv 9 lei, impozitul, peste o tonă, dar nu mai mult de 3 tone, 34 de lei, peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone, 54 de lei, peste 5 tone, 64 de lei. Mijloace de transport pe apă, luntre, băci, nu avem. De mărchele și împrimătoare, nici am și nu avem. Taxe pentru eliberarea certificatelor, agențiilor și autorizațiilor. Pentru o suprafață pentru care se obține certificatul de urbanism, până la 150 de metri pătrați inclusiv, a fost o taxă de 3 lei, rămâne 3 lei. Pentru o suprafață de 151 la 250 de metri pătrați inclusiv, a fost 3 lei, rămâne 3 lei. Între 251 și 500 de metri pătrați inclusiv, 4 lei, rămâne 4 lei. Între 501 și 750 de metri pătrați inclusiv, 6 lei și rămâne aceeași taxă. Între 751 și 1000 de metri pătrați inclusiv, 6 lei. Peste 1000 de metri pătrați, 7 lei plus 0,005 lei per metru pătrat pentru fiecare metru pătrat care depășește 1000 de metri pătrați. Deci, e posibil să existe. Deci, 7 lei plus 0,005 lei per fiecare metru pătrat. Da? Taxă pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru clădire rezidențială sau clădire anexă. 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții. Taxă pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele menționate la alineatul 5. 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții, inclusiv valoarea instalațiilor aferente. Taxă pentru prelungirea unei autorizații de construire. 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizației inițiale. Taxă pentru eliberarea autorizației de desfințare totală sau parțială a unei construcții. 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădit. Taxă pentru autorizarea plasării de chioșcu, containere, tonete, cabine, spații de expunere, porturi sau panouri de afișaj, filme și reclame situate pe creierile și spațiile publice. 6 lei inclusiv pentru fiecare metru pătrat de suprafață ocupată de construcție. Taxe pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de raporturi și branșamente la rețelele publice. Și aici ne referim la energie electrică, telefonie, televiziune și așa mai departe. 10 lei pentru fiecare raport. Excepții făcând cea subterană. Taxe pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă, 4 lei. O adeverință, nu? O adeverință. Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, 45 de lei pe fiecare atestat. Persoane, taxe pentru eliberarea autorizației sanitare, 14 lei. Persoane a căror activitate se încadrează în grupele 561 restaurante, 563 baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 alte activități recreative și distractive, potrivit clasificărilor activităților din economia națională, datorează bugetul local al comunei, orașului sau municipiului local, la care îi dază administrativ teritorială de activitate, o taxă pentru eliberarea vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică în funcție de suprafața aferentă activităților respective. În sumă de până la 4.000 de lei pentru o suprafață de până la 500 de metri pătrați inclusiv, între 4.000 și 8.000 pentru o suprafață mai mare de 500 de metri pătrați. A fost 100 de lei și rămâne la fel. Domnul primar, îmi cer scuze că vă întreb, că am și o problemă, domnul președinte, dacă vreți să mă îngoi să mă dați dacă aveți urgență, mergeți.
Taxe pentru afișaj, în scop de reclamă și publicitate. În cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, 23 de lei per metru pătrat sau fracțiune de metru pătrat. În cazul oricărui alt panou de afișaj, panou afișaj sau structură de afișaj pentru reclamă și publicitate, 17 lei. Taxa de matriculare a autovehiculelor și remorcilor autorizare provizorie de circulație și autorizare de circulație pentru probe. Taxa de matriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor și remorcilor. Pentru autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3500 de kg, 60 de lei. Pentru autovehicule și remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3500 de kg, 145 de lei. Taxe de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor nematriculate temporar, permanența temporar, 9 lei. Taxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor, 414 lei. Și am ajuns la taxa de închiriere de cămin. Taxa de închiriere de cămin cultural pentru organizare de petreceri va fi de 200 de lei, spun cei de la taxe și impozite, pentru petreceri, nu știu, majorate, revelioane, minuni din astea, că mai fost. Iar pentru alte activități care nu cuprind toată ziua, de exemplu, mai fost solicitat pentru diverse activități, 50 de lei. Au vrut ziua. Au fost. Taxa pentru închiriere cămin pentru organizare spectacole, manifestări artistice, politice, simpozioane, va fi de 100 de lei per manifestație. Sunt scutite la plata închirierii următoare. Manifestările organizate de școli, ședințele Consiliului Local, adunările populare care nu au caracter electoral, manifestările de caracter religios și adunările veteranilor și vădurilor de război, adunările organizate cu ocazia sărbătorilor naționale. Taxe locale. Taxa pentru eliberare autorizației de taxi este de 150 de lei pe an. Taxa închiriere teren din domeniul public al Comunei Mănăstirea Crașin, amplasate în intravilan, în zonele de încadrare în rangul 4 și 5, zona A, va fi 15 lei pe metru pătrat pe an pentru desfășurarea activităților din gama comerț, produse alimentare și industriale, prezentare și comercializare. Taxa închiriere teren din domeniul public și privat al Comunei Mănăstirea Cașin, amplasată în intravilanul sau extravilanul Comunei Mănăstirea Cașin, încadrată în rangul 4, 5 și 5, zona B și C, va fi de 3 lei pe metru pătrat pe an, iar zona D, 1 leu pe metru pătrat pe an, pentru activități economice, industriale, comerț cu produse alimentare și nealimentare. Taxa închiriere terenului din domeniul privat al Comunei Mănăstirea Cașin, folosite pentru producția agricolă, teren fânat și arabe, va fi astfel. Pentru terenurile din intravilan, 500 de lei pe an pe hectar, pentru terenul din extravilan, taxa va fi de 150 de lei pe hectar per an. Taxa închiriere teren pentru cazan de fabricat suică. Asta nu era așa ceva. Asta taxa închiriere construcții din domeniul public al primăriei. Da, da, am venit și la taxă pentru că iau cazane de țuică pe zeamă publică. Nu. Cazane funcționează pe terenul public al primăriei. Majoritatea cazanului. Stați un pic, pe taxă, zic, cazan. Bine, dar acolo este contract de închiriere, mi-e făcut, nu e... Plătește taxă. Nu trebuie să plătești taxe? Bani taxa pe care vorbim de rețu sau taxe pe... Pe teren. Pe teren. Pe teren. Închiriere, teren. Închiriere, teren.
Păi nu avem în situația de față, dar cred că poate să investi o situație și ar trebui să stabilim o taxă. În cazul în care vine cineva și vrea să închideze teren, o avem stabilită. O avem stabilită la primele. La activități comerciale. La activități comerciale. A, e același lucru. De exemplu, ăla de la Lucrești ar trebui să plătească la asociație. Și așa, asociația plătește terenul bun. Da, da, da. Nu. Deci dacă nu aveți la asociație, dacă nu aveți, nu vă plătește. Predat la asociație terenul respectiv? Păi nu, dar include, nu? E intră în suprafață. Nu include. Este sau nu este? Păi la aveți sau nu la aveți? La păi nu la aveți. Dacă nu la aveți, cum zic la asta? Păi normal, normal când intră în suprafață tot și construcția aia cazană. Nu intră în suprafață, dumneavoastră plătesc numai ce e eligibil, domnul Ginea. Dumneavoastră plătesc ce e eligibil, numai pășune. Nu vă. Nu, nu plătesc pădurea, nu plătesc, el e decupat de acolo, din orice. Înseamnă că în casa dumneavoastră. E normal. Lăsați, nu-i mai luat bani. Nu, dar nu. Și așa la veci. Taxa închiriere construcției din domeniul public al comunei, 15 lei pe metru pătrat pe an. Taxă în străinare teren, 40 de lei. Taxe acte notariale, acte de stare civilă. Înregistrări căsătorii, 15 lei. Înregistrări nașteri, 2 lei. Autentificări, legalizări, acte, 6 lei. Taxă pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă, 500 de lei. Taxă piață pentru vânzarea produselor de orice fel din vehicule și autovehicule, 5 lei pe zi. Taxă eliberare, certificat fiscal, 4 lei. Taxă eliberare... Trebuie scoasă și asta, conform codului fiscal, nu se autovește. Tăiază. Lasă că da băieții. Deci asta o scoatem. Nu se autovește. Adeverințe de orice fel, 2 lei. Scutiri. Scutirile le-am mai prezentat odată. Aici la scutiri trebuie să discutăm un pic mai mult. Da, cam astea sunt propunerile. V-am spus, mare schimbare față de anul 2016, nu avem. Doar excepțiile alea cu asta, haideți să le luăm la raportare. Cred că ar trebui explicat la majoritatea consilierilor noi că nu știu care sunt zonele A, B, C, D. De exemplu, zona, eu știu, sunt în zona A, pentru că zona e în funcție de A, B, C, D, plătesc impozite, mai mare sau mai mic. Se spune zona A, cine de la acolo, o să dați el până la sector, eu știu zona B și mai departe. Pentru că majoritatea, sunt convins că nu știu ce prin zona. Da, asta înseamnă. Zona impozitată mai mult din ce? Și știți de unde vine unde ține? Bine. Ia întrebați pe dumneavoastră, știe. Așa, presupun că ești dumneavoastră, nu știți exact cum da. Unde și până unde ține, dar puteți să vă luați copiii după hotărârea Consiliului Local și să vedeți exact. Și la rândul dumneavoastră să informați și pe altcineva, da? Și nu vreți să spuneți care sunt zone de unde vine? Am presupus că nici dumneavoastră nu le știți. În mare le știu și eu, vă dați seama că... Asta e logica, nu le știți, documentați-vă și veniți pregătiți la ședință. Încă Silvia, haideți ca să trecem la voile noastre, dacă vreți, dacă îmi dați voie. Și fiecare își poate lua copii după eventual dat mai departe. Da, haideți la discuție. Eu am mai aplicat problema cu căminul ăsta cultural. Într-adevăr, ne facem de toată rușinea, domnule. Da, avem noi niște mese corespunzătoare, niște bănci, niște mobilier, ca lumea așa. Pur și simplu, nu poți să te duci la o nuntă sau știu eu ceva cu oaie bună, că ți-i frățești prin bună acolo. Trebuie să acasă pantalonii, rămâi fără pantalonii. Cum
fi posibil să nu reușim noi, avem, suntem subdeținători de păduri, avem material. Domnule, sunt atâția meseriași și atâția care se pricep aici în comuna asta, să facă niște bănci, niște mese, niște scăuni, niște mese mai late. Dacă pui domnule, farfuria una pe alta și ai făcut o mișcare ca de farfuria în brațele lor la altul. Și nu stă o sticlă. Asta e adevărul. Haideți, domnule, să rezolvăm și problema asta. Chiar, păcat, s-a renovat căminul ăsta cultural și avem că știm că tăpuți la bun niște trebuie. Haideți să rezolvăm și problema asta. Mă rog, viitor apropiat tot mai repede, dar anul viitor, că acum a trecut 2016. Înțeleg că sunteți de acord cu mărirea taxei, domnul consilier? Eu nu sunt de acord, pentru că taxele care s-au încasat până acum, dacă se foloseau sau se aduna acolo, aveam suficient bani să rezolvă și problema. Dacă mă referiți că nu există din bugetul local ca să ajutați să faceți treaba asta, și din taxele alea, tot în bugetul local a intrat, nu? Ținând cont că nu s-a investit acolo și s-au adunat atâția bani, cred că ar exista suficient bani să facem treaba. Ca să vă explic, deci. Da. Căminul cultural, la fel ca și pădurea, la fel ca și, ce să mai spun, așa, sunt autofinanțate. Deci, banii de la căminul cultural nu se duc în alt cont, rămân acolo. De acolo se plătește curent electric, de acolo se fac, nu știu, ce lucrurile. Păi, dacă ai 10 evenimente și mai adunați 4.000 de lei, nu mai vreau să mai faci mese și scaune. Asta cu siguranță o spun. De asta spun că a trebuit mărit un pic. Bun, noi am spus 800. Dar poate vorba de o sumă mai mică. Deci poate vorbim numai de o sumă. Suma este insuficientă. Și gândiți-vă la un singur lucru. Oriunde te duci, nu-ți poate asigura un spațiu atât de mare ca acolo, plus de asta, este o veselă pe care o pui la dispoziție, e un spațiu, da, sunt toalete și așa mai departe, da? Mi se pare suma insuficientă și nu când mi se pare, nu unde putem descurca cu suma care să se adună. Domnul primar, dacă sacrificăm 5-6 stejari, știu eu, undeva pe aici, în comuna asta, și îl punem acolo la uscat, avem un meșter popular aici, artist popular renumit în țara asta. Oare nu ne dă o mână de ajutor să facem ceva frumos pentru cămin? Orice meșter popular face treaba cu bani, domnul Vasilie. Dar nu face cu bani. Gratis, da? Na. Deci discutăm dar cu bani. Dar la o sumă colosală nu se duce. Eu n-am spus că nu... Îngăduitor. Eu știu. Îngăduința e până la un anumit moment dat. Nu face cu bani ce de plată, da. Nu. Indiferent cine este. Da. Haideți să discutăm despre... Voiam să spun și eu, dacă dumneavoastră considerați că plecând de la 400 de lei la 800 de lei, dacă nu cumva se micșorează numărul celor care închiriază căminul și... Adică, dacă dumneavoastră v-ați gândit că vor fi același număr de persoane care închiriază cu 800 de lei, e firesc că o să crească. Dar, de regulă, oamenii care închiriază căminul au nevoie și de o firmă care să vină cu mese, cu ornamente, cu și așa mai departe. Și să nu cumva să spună, dom'le, mi-a făcut 800 de lei taxa, nu mă oferă nimic, decât să mă duc la cămin, mă duc în altă parte. Și nu cumva să pierdem din clienți decât să câștigăm. Asta este părerea mea, cam asta este orientarea omului. Dom'le, dacă pune la dispoziție ceva frumos, mă duc. Dacă nu, mă duc în altă parte. Că doar... Asta e. Dar dumneavoastră considerați că o să se mărească chiria, veniturile la cămin, este foarte bine. Probabil asta cu analiză și așa la fel. Eu zic, când vrei să rezolvăm ceva frumos, pe urmărim taxa. Atunci avem motiv. Așteptăm propunere. Eu asta spun. Ceva modic peste ce a fost, dar nu așa, dublată parte. E prea mult parcă. Chiar și 400 de lei la momentul respectiv, atunci când s-a adoptat taxa, era o taxă mică. Cei care vor să vină la cămin, cei care fac mulți, restaurantele sunt mai scumpe decât cămin. Absolut. Da, firesc. Deci cine vrea să vină la cămin, vin și cu 400, vin și cu 600, vin și cu 800. Așa v-ați gândit că am zis că... Probleme la cămin care nu sunt din locul tine.
mereu să are siguranță la curentele cu drum în perioada jumătate de oră, cel puțin. Am fost dat în pauză și știu. Da, la asta care a fost, au băgat aia patru țălpteoze în priză din cauza asta. Să le siguranță. Ne-am dus, am verificat instalația, am recablat, am plus redimensionat. Două siguranțe de vară să fie motorul de ce nu. Da, deci asta înseamnă... Toaletele... Nu, pare tot. Nu, dar nu a stat de la început. V-am spus, uitați, chiar ieri mi s-a întâmplat mie, venea cu căruță cu cinci de la Haluș și m-am întâlnit cu burghele, aveam chiar în curba aia și sigur cu oglinda lui ăla tot. Sigur cu oglinda de la mașină, eu i-am prins cu cocenii, cred că am zgriat și mașina, nici nu m-am mai întâlnit să-mi cer iertare dacă i-am zgriat. Trebuie rezolvată problema aia, domnule. Chinuim sute de oameni. Eu, uitați, și Nelu Moraru aici. Numai de câte ori acum curba aia acolo, la Bălăcea, acolo, că-i strânturată aia. Nu pot trece de la două mașini mici, de bea trec până atunci. Rezolvați, domnule, problema asta. Dacă totuși, știu eu, îl iubiți pe acest domn și îl favorizați, despăgubiți-l fraților, să-l cumpărați teren în altă parte și dacă el a intrat aici și într-un domeniu public un metru. Dacă credeți că nu vreți să faceți treaba asta, că îl favorizați, căutați să rezolvați altfel problema asta, să nu chiniți atâția, domnule, atâți oameni care circulă pe acolo. Sute de oameni, sute de mașini care circulă pe acolo. Trebuie rezolvată problema asta. La Deleu, acolo e o problemă mai mult juridică decât... Păi, eu știu că e greoaie treaba, dar nu juridică, cum o colorează? Asta, eu vă explic, pentru că primăria nu-și poate depăși atribuțiunile, domnul Cipotaru. E acolo cu dumneavoastră, dar în momentul când a ieșit într-un vigilat, veniți acolo, ia haideți băi, consilierea, a lucrat acolo două săptămâni la... A fost amendat la momentul respectiv, s-a dus în instanță și ne-a anulat... Să nu mai ieșim altfel. Înainte, luarea la cunoștință și ați acționat direct cu amendă, asta bineînțeles că va contesta în instanță. Dar câte atunci, eventual, verificat documentele, câte ai, unde ai ieșit, că se cunoște atunci, că era proastă, unde ai ieșit, ai ieșit atunci. V-am explicat de atâtea ori, pentru că veniți și din urmă și v-am explicat. Drumul respectiv este la Ronsimă. Este proprietatea păi statului. Cum e posibil de ani de zile la Rosivă, domn primar? Că e drum intersătesc. N-are cum să fie așa. Păi dar haide să facem aici o lege în Consiliul Local, să-l trecem în subordinea primăriei. Pentru că eu sunt plătitor de taxe și impozite și plătesc ca și cel de la cel. Nu putem să facem noi ce vrem noi. Păi nu există așa ceva. Să facem prin hotărâri de guvern. Primarul dracu, asta când a pus cu mâna, masă gata, e legea dată. Ce să mai discutăm? Așa o vedeți dumneavoastră. Când o să fiți dumneavoastră primar, așa să faceți. Nu o să mai lasă primar, dar... Da, poate nu se știe niciodată în viața asta. O hotărârea Consiliului Local este valabilă. Păi da, haideți ca să revenim la voie noastră. Domnul primar, îți pare mult, prea mult dublarea taxelor la Cămin. Pentru că Mino mai are și alte surse de venit. Cei care, dacă cineva s-ar ocupa cât de cât de Căminul ăsta, măcar așa s-ar fa. Cheie mi-a dat, eu știu, nu știu cum se mai cheamă acum, deci în plaiurile biserică, aia plătesc o chirie foarte mare, pentru că am văzut care sunt chirie. Sau dacă ar chema teatrul din Păpuș, din Bacău, sau dacă ar... S-ar forma niște formații la nivel de comună pe bază de bilet de intrare. Sunt atâtea posibilități. Mi se pare enorm de mult în comparație cu condiții care oferă unui om care merge la o petrecere la Cămin Cotulau. Adică, WC-urile nu funcționează, asta e clar. Deci nu merg WC-urile, faci acolo și miroasă pe tot Cămin. Ați fost? Doi, dar bineînțeles că am fost. Păi, vă spun că funcționează. Aia funcționează. Asigurată. Întreba și pe asta. Bun, afară de asta, în afară de curent electric, ce cheltuie Cămin? Pentru ce? Deocamdată nimic. Și banii ce fac? Păi da. Păi da. Dacă îți vine la o nuntă și îți bagă frigidere, viteoze și ce mai este acolo, sunt multe contorul ăla de via... Domnul, dar hai să stai venim, la să te anunț, că nu sunt 10 nunți pe an, sunt mai multe. Dar chiar 10 dacă ai 10. Nu sunt. Domnul. Trebuie să aducă la domnul Aldea să trebuie. E nimeni la domnul Aldea. Domnul Aldea e mână-mână cu domnul Aldea. Nu, ai furii de
fiecare consumul de curent. Deci, e mult prea mult pentru condiții care se oferă. Nu, să dărești consumul curent de 500. Ce spun bine, pe 900 de lei, domnule, 900, dar de 4 milioane consumă curent ăla într-o noapte, la cămin? Haideți, domnule, dați o naibă, credeți că sunt degrași din aici, nu știm ce înseamnă... Nu poate consume 1000 de kilovați, e clar. Nu știm ce înseamnă vatul sau kilovatul, domnul Căvălicu. Nu vă amestecați-vă de lucru. Poate să consume 1000 de kilovați? Domnul, aici spuneți dacă... Spuneți o propunere, am înțeles. Nu am înțeles, spuneți o propunere. Adică să puteți, nu zic, pentru că n-aveți oficial un director de cămin. S-a oprit în legislația trecută o doamnă care era consilieră să preia căminul, să facă îndată gratuite în scultoare. Nu s-a oferit nimic ca să preia căminul. Hai, i-a întrebat de cei care au mai fost. Cum s-a oferit? Doamna Biuri, cum s-a oferit? S-a oferit și oamenii niște activități culturale, da. Școala, nu ca să preia căminul. Nu le amestecați, domnul Bălan. Că să facem de 500, domnule. Bun. Doamne, spuneți o propunere și haideți să vă facem asta, domnule. Maxim 500 și așa. Poate și așa e mult. Maxim 500. Și afară de acolo. Și afară de acolo. Doamna, 600. Propun 500 să plătească energie electrică. Da, a 500 și cu energia electrică, separat. Da, nu pot să-și motorizez. Dar e mai mult, de seama că e mai mare, dar fiind ce spune, e energia electrică. Da, da, dar e simplu, adică în momentul când ai intrat, aveai număr de conduar, la sfârșit a luat numărul, face diferența și nu vreau, atâta este curentul electric. Deci, nu că nu se poate, s-ar putea, nu știu cât este de ok, dar de putut se poate orice. Afară de asta, dumneavoastră spuneți că nu puteți drumul ăla să vedeți. Prin legea 50, dumneavoastră puteați desfința și drumul ăsta de la, nu drumul, gardul de aici, de la discoteca asta, care a ieșit mult în afara terenului. Dar nu ați vrut, pentru că aveați dreptul să demolați. Acolo ați aprobat închirierii. Păi stați, domnule, că nu este mers ceva ilegal în construcție. Acolo s-a mers în instanță, noi am mers în instanță, am stabilit că terenul respectiv este proprietatea comunei, prin hotărâri respectiv și... Nu, domnule, am câștigat. Iar Consiliul Local, la momentul respectiv, a aprobat ca să închirieze suprafața aia de 100 și ceva de metri pătrați. Ca să... La discoteca aici? Da, aici, la ăsta. Domnule, dar de ce autorizează de funcționare nici acum? Mie îmi spuneți lucrul ăsta. Dar noi vorbim ce autorizează de funcționare, domnule, nu ne-am amestecat. Da, domnule, eu funcționează ca o firmă care a ocupat și domeniul... Domnule, nu știu dacă mai funcționează acum. Nu știu dacă mai funcționează. Ei, lasă-o, David. Plătești chirie pe terenul respectiv? Funcționează, nu funcționează? Eu plătești chirie pe teren? Da. Doamne, ce nu înțelegeți? Că ăla e plan de sfinț, domnule. Nu e... Ei, dar totul, dacă spuneți că probabil aveți și dovezi că omul plătește pe primărie. Aveți dovezi că omul plătește chirie pe teren? De ani de zile n-a plătit un leu. De ani de zile n-a plătit nimic. Cine, domnule? Domnul cum? Discoteca aceea. Fără autorizație, fără nimic. Interesați-vă, ce cereți autorizația? Dumneavoastră ați propus să-i mărim programul de funcționare până la 3 noaptea, până la 2, prea puțin. Dar el are autorizat de funcționare. Cum e legal asta, domnule? Ilegal? Dar despre ce vorba, domnul Bălan? S-a votat într-o adunare ca discotecele au cerut program prelungit până la ora 3, pentru că la 2 e prea devreme. S-a aprobat, dar nu are nici autorizație de funcționare. Dar e vorba de altcineva, domnul Bălan? La fel și asta e același lucru, domnule, funcționează după aceeași... Haideți, vă rog, haideți să revenim la ordine de zi, dacă vreți, noi mai ajungem la nicio concluzie, stăm aici... Deci știu când vă convine cu cineva, mă spune adevărul în față, dar... Nu, sunteți un om al adevărului, vă respect pentru asta, haideți să vedem... Dar domnul primar are posibilitatea să vină în ședința următoare, să ne demonstreze că există o plată a terenului închiriat, că o plătește, adică să se închidă conflictul acesta. Că există o autorizație de funcționare și felul ăsta se... Deci până la ședința următoare, domnul primar vine cu dovezile. Acum e clar că nu are de unde să vină cu dovezile, că nu le are pregătite. Dar la ședința următoare, domnul primar va veni cu dovada plății pe teren și cu autorizația de funcționare. Și cu asta vine. Dovada că plătește, el plătește probabil cuiva, dar plătește clandestin. Dar nu cred că domnul primar bănuiesc că are dovezi, domnul primar, să vină cu dovezile. Dacă are dovezi, domnul primar, așteptați să vină, așteptați mult și vină. Da, eu sunt convinsă, toți. Mai sunt propuneri vis-a-vis de... Că asta e cel mai întrebătut punct, cămin.
Și tot legat din cămin, țineți minte că domnul Ghețu, în legislat prea trecut, a propus că la buget să fie prins, să cumpere 10 costume bărbătești, 10 costume femești pentru acțiunea culturală. La anul și la mulți ani, este 20 de ani, poate va fi lucrul ăsta. S-a aportat, s-a aprobat, dar nu o să apă nimic. Domnul Bălan, dacă ați terminat, mai lăsa și pe cineva să mai vorbească. Da, să vorbească, da. La urmă vă spun eu mai multe. Bine, domnule. Ceva, ceva. Nimic, nu? Mai avea propune, dacă mai aveți. Ce sunt? Rămâne la ce-am spus. Ce o să te dă aici? Păi, nu se pune la vot, domnul președinte, poate să mai este altă propunere? Facem 5, 6, 8. Deci sunt două propuneri până la urmă. Cea de 8 a executivului? 3? 3, 5, 6, 8. Deci una de 8, doamna 6 i-a spus? Da, da. Și 5, da? Da. Bun, pentru propunerea de 8 a executivului. Hai, luați de pe 800 de lei. Cine este de acord cu punerea lor? Da, de acord. 1. Cine este de acord cu punerea lor? Da, 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 da. E fire să fiu eu, dacă nu. Tot 1. Nu, 6. Hai, domnule. Nu, nu, nu. Dați așa un pic. 2, 3. Domnul viceprimar, Roșu și doamna Iordache. Și domnul Moca. Și domnul. Da, și domnul Moca, da. Morală. Morală. Pentru... Pentru ce sunt de acord cu suma de 5. Deci câți erau pentru 6? Că nu, de data mea, ați numărat câte? 6. Așa, 6 pentru 6. Și nu iese numărul pentru 5. Și 3 pentru 5. 4 de mă acolo. 5 pentru 6. Nu pentru 6. 1 pentru 8 și 6 pentru 5. 6 pentru 5. Deja vine 6. 5. Deja vine 5. Da, mergi cu 3 lei, dar nu e cazul. Acum, iar 3 lei. Deci cât a rămas, domnul? 500 de lei. Cei 3 evanghelici sunt 3, lucru jumătate. Hai să ne facem la 500 de lei. Dar ce nu dăm noi 500 de lei? Da, vis-a-vis de hotărâri, mai sunt vis-a-vis de... Impozite și taxe. Impozite și taxe, mai sunt 2 ori. Discuții. Doare, organizația noastră. Dacă nu mai supunem la vot punctul 1, stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2017. Este de acord cu taxele și impozitele care au fost prezentate mai înainte de domnul Teon. Cu excepția că nu. Cu excepția că nu. Cu modificarea respectivă. Da. Toți. Da. Eu mă abțin pentru că domnul primar nu vrea să arate care sunt acele zone A, B, C, D. Nu le știe, să le învețe, să vine să le spună. Trecem la punctul 2. Aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare. Domnul Gărăbu, aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău, adică pentru anul 2017. Da, practic. Aceeași. Trimit o adresă de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, prin care ne aduce la punctul de știință faptul că în baza prevederilor voie 26/2000, privind fundațiile asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare, este necesar să inițiem un proiect de hotărâre pentru aprobarea cotizației anuale la patrimoniul asociației. Iar în urma adoptării să-l transmitem în față și mediu. Deci, am făcut cotizația până 1000 de lei la fel, și a rămas în aceeași sumă în 2017, nu? 2017. Da. Se mandatează primarul comunei pentru ca și membru în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 din prezenta hotărâre
iar comunele fără investiții în infrastructură de apă și canalizare, 1000 de lei. Comunele cuprinse în lista de investiții prioritare 2014-2020, 1000 de lei. Comunele fără investiții, 100 de lei. 100 de lei. Da. Asta e. Vizabile Adin. Deci, până la urmă, cât e? 100 sau 1000? 1000. Pentru că noi suntem și în plan de investiții. Vreau să mă scriu la cuvânt, totuși. Da, vă rog. Da. Domnul Jean, puteți să ne explicați cu cine a ajutat? La referitor la punctul respectiv, da? Da, dar nu trebuie să vă cer voi, că știu ce discut, măcar atâta lucru știu. Spre deosebire de alții. Cu cine ajută pe noi Adibul ăsta? Cu cine a ajutat sau cu cine va ajuta în continuare? Te dăm această cotizație an de rândul, an de rândul. Și nu-i 10 milioane, nu-i... Este foarte adevărat că de m-a ajutat până acum, ne-a ajutat foarte puțin. Cu ce? Păi, faptul că suntem prinși într-o structură la nivel regional și suntem prinși pe Mănăstirea Cașin, urmează să desfășoare o investiție de cel puțin 1 milion de euro. În următorii ani, în 2017, când e prins pe planul de investiții. Deci, practic, nu adică putem să zicem. Ce anume? Ce constă milionul ăsta? În începerea canalizării și definitivarea alimentării cu apă. Păi, da, apa, mă ierte Dumnezeu, n-ați declarat că e gata de 2013. Da, nu, eu am crezut că stau de vorbă cu niște oameni serioși, dar... Păi, dar foarte serios. Noastră, eu am înțeles că sunt domni de la presă și vreți să fiți... Dar nu vreau să spun nimic, dar ați declarat că apa e gata, ați plătit a început în 2007, în 2013. V-am spus clar că eu nu am declarat nimic vis-a-vis de... Cine e procurorul, polițistul sau dumneavoastră? Problema cuiva, cine a scris hârtia, a scris-o eu. Eu, deci, pe nu, ca să știu puțin să bat tapetul. Păi, da, e problema dumneavoastră. Deci, Rujan mic. Și procurorul nu a așteptat niciun lucru. Nu știu cine este Rujan sau... Cine e un ofițer de la poliția română. Da, e problema dumneavoastră. Posibil să mai greșească și ei. Dar eu nu am afirmat chestiunea asta. Deci nu am afirmat. Deci nu ai cum să afirmi lucrul ăsta. Păi, dar nu spun deci, eu. Spune că mie negru pal, l-am arătat. Da, eu consider că o investiție este definitivă în momentul cu vis-a-vis de alimentare cu apă. De asta spuneți, da. În momentul în care îi curge la poviția, nu că... Păi am declarat acolo că a curs apă, dar n-a fost suficient de bine. Vreți să mă hărții? Dar nu pot hărții. Eu vă spun, nu este prima discuție, este o discuție de... Deci deja sună hărțire. Nu sună hărțire. Eu vă spun că sună. Adică întotdeauna vă feresc de adevăr. Nu, eu v-am declarat întotdeauna ce am știut și ce am făcut. Bine. Deci o iau de bază că minte procurorul și polițist. Este problema dumneavoastră. O să stau de foarte cu dumneavoastră. Nu este problemă, doar tot oamenii sunt. Chiar de procuror, chiar de polițist. Da, haideți să revenim la... Dumneavoastră ați afirmat în ședința trecută că ați referit la rețeaua de aducțiune a apei. Deci nu că s-a dat. Și a spus, nu se poate funcționa dacă uite dreptul mic de apă. Iar adevărul este că și înainte de alegeri, chiar aici, lângă dumneavoastră, aici, în fața magazinului Geam, în fața la mine, pe ulița la Moscovici, la pod, la Goi, lucrau de zor băieții ca să introducă șapte, să facă șantul și introducă. Deci este o declarație mincinoasă, care nu știu dacă e reală ceea ce spune... Păi tot la chestiunea asta? Da, da. Dumneavoastră ați afirmat că v-ați referit la rețeaua. În ședința trecută, dumneavoastră... Acum două ședințe, pardon, iertați-mă. Dacă eu am spus într-o ședință a Consiliului Local că... V-a referit la rețeaua de... M-a referit la rețeaua de distribuții, probabil. Da, fi terminat. La ce m-a referit? La asta v-ați referit, dar nu s-a putut aduce apă din cauza lipsei de debit. Da, asta nu este sus. Și nici pomeneală, nici discuție. În luna iunie, domnul știe foarte bine, domnul viceprimar, a făcut o serizare, că fapt că de spondat la geană și a turnat tot balasul cerea de acolo în poartă la mine și la cântână. Și domnul ăia se rezolvă a doua zi luni, iar când m-am dus și am spus că aia vine un condamn, zic că domeniul copilul contează. Da, în fine.
Supunem la vot punctul 2. Aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău Adic pentru anul 2017. Cine este de acord cu ce a prezentat domnul mai înainte? Propunerea de 2000 de lei. Deci sunt de acord. Cine este împotrivă? Domnul Bolan. Nu ne ajută cu nimic, dăm bani pe apa să mergem. Domnul Bolan și domnul Ciubătaru, împotrivă, da? Se abține pe el? Nu-i clară situația și nu poți să ridic mâna. Asta este realitatea. Medica se abține. Punctul 3. Aprobarea indicatorilor tehnico-economic la proiectul de lucrări de consolidare, restaurare și punere în valoare a ansamblului Costa Mănăstirea Cașin în vederea introducerii în circuitul turistic din comuna Mănăstirea Cașin în județul Bacău. O să vă prezint eu ce se întâmplă. Vinerea avem termen de redepunere a proiectului pentru că proiectul datorită anumite probleme pe care le-am avut, inclusiv de probleme cu OCPI-ul, probleme de viziune asupra proiectării, trebuie redepus și bine este data limită. Nu știu dacă ți-a ajuns rezultatul și astăzi. Astăzi ajuns. Și trebuie, proiectantul a refăcut documentația, s-a schimbat devizul general evident, a adus aminti că era plătare o sumă de 4.900.000 de euro. Acum, plătat cu tot cu TVA, acum valoarea devizului general este 4.929.91. Deci 4.929.910 euro, cu tot cu TVA. Atunci era 4.900.000 fără TVA. Iar aici, tipul de lucrări care se vor executa la construcție, reprezentând monumente istorice, se propun următoarele lucrări. Lucrări de consolidare, restaurare și pune în valoare a bisericii, consolidare, restaurare și pune în valoare a clopotniței, a zidului de incintă, lucrări de conservare și punere în valoare a ruinilor casei domnești, lucrări de conservare și punere în valoare a ruinilor școlii domnești, lucrări de conservare și punere în valoare a ruinilor chiliilor. Revizuirea instalațiilor electrice și iluminatele electrice a incintei în vederea punerii în valoare a ansamblului, realizarea încălzirii bisericii prin faptul oseală, soluția tehnică alesă fiind instalarea unei pompe de căldură aer-apă, sistematizarea verticală atât la nivelul incintei și intrării, cât și efectuarea lucrărilor de dirijare a apelor pluviale în interiorul incintei ruinilor conservate. Și 10. Amenajarea spațiului din fața intrării în incinta ansamblului, spațiu verde, parc și alei de acces. Cam astea o să fie categorii de lucrări care sunt atinse în noua propunere. Cea mai mare problemă avem totuși cu intabularea la cartea financiară. Pentru că inițial s-a spus înscriere în cartea financiară, după care s-a revenit, a fost o adevărată tevatoare cu proiectele astea, s-a revenit și se cere intabulare a drepturilor de proprietate. Sperăm să o reușim să o scoatem la capăt și cu asta. Dar, în mare parte, vedeți că înainte era propus o clădire, nu se mai face, era propus o centrală normală pe lemn, nu se mai poate face pentru că mai trebuia un aviz de la cultură și pentru asta și cei de la cultură nu și-au dat avizul. S-a avizat în fine pompa asta de căldură care este o să pune accent și pe noile tehnologii cu energia verde și așa mai departe. Da. Sunt bani de la Uniunea Europeană, ăsta 4.900 de euro? 4 milioane, da. 4 milioane. Este vorba de program operațional regional.
valoarea proiectului nu trebuie să depășească 5 milioane de euro. Aici vă dați seama că dacă discutăm de consolidarea bisericii, a clocotniței, a zidului din cintă, conservarea, conservarea becerilor și așa mai departe, sume care și lucrări speciale care necesită specialiști și așa mai departe. Și care este, care este valoarea pe care trebuie să o depună? Deci e, sunt bani efectiv de la Uniunea Europeană sau și bugetul local trebuie să participe cu o cotă parte? Și o finanțare de maxim 2%. 2% din valoare. Da. Dar ăștia 5 milioane de euro e numai proiectul sau cu locul lucrare? Lucrare. Păi avem aici, în revizul general, îți bugetate următoare chestiuni. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică. Crește 25.000 de euro. Și aici avem studii de teren, taxă pentru avizii, acorduri, autorizații, obținerea autorizației de construire, obținerea avizilor și acordurilor pentru acorduri și branșamente, acordul de mediu, obținerea avizului PSI, proiectare și inginerie, DALIU, PDH-ul plus detalii de execuție, consultanța, asistență tehnică, dirigenția de șantier, asistența tehnică din partea proiectantului, asistența arheologică de la muzeu, asigurarea supravegherii execuției. Deci, da, probabil că pare mult mare suma, dar gândiți-vă că discutăm despre proiecte tehnice speciale pe care nu le face oricine în țara asta. Adică specialiști acreditați doar de direcția de Ministerul Culturii. Și toți, începând de la dirigentul din șantier, că nu poate fi oricine, începând de la proiectant, nu știu, vedeți că avem și inclusiv asistența arheologică de la muzeu, da? La construcții și instalații sunt prevăzute 4.054.670 de euro. Deci marea majoritate a sumei se duce către execuție. Și avem, de exemplu, la cheltuieli pentru asigurarea utilităților, 47.000 de euro. Cheltuieli pentru organizarea terenului, 3.290 de euro. Pentru investiția de bază, am spus, alte cheltuieli, organizare de șantier, lucrări de construcții, comisioane, taxe, așa, cheltuieli diverse și neprevăzute, 9,99%, toate în valoare de 499.800 de euro. Deci, în total general, devizul general are o valoare totală de 4.929.910 euro. Cu tot cu TVA, deci inclusiv TVA. La utilități intră și apă curentă și gaz. Da, la utilități intră încălzirea prin patoseală. Da. Și... Bine, e firesc și apă curentă, că vorbesc că au proiectat acolo, nu poți să faci o astfel de lucrare fără să proiectezi niște grupuri sanitare, moderne, și mai departe. Deci, o condiție... E o condiție, că altfel nu... Absolut necesară ca să... ca să ai așa de lucru. Iar sumele, deși par foarte mari, este firesc. În momentul când proiectul merge la... evaluat, în cazul în care ai depășit o anumită sumă, că ai procente. Un procent din sumă îl folosești pentru construcție, un procent îl folosești la... pentru scrierea proiectului, un proiect. Dacă depășești, nu ți s-a aprobat proiectul. Deci nu... Da, dacă sunt întrebări... E foarte bine că se face un... Când se termină lucrarea asta? Încercare. Am luat de... 2050 mai avem noi șase. Nu mai plantați plândă, nu. Nu mai. Plantați că mănâncă altcineva, fratele, să știți.
E foarte bine că se încearcă un asemenea proiect, pentru că acum se pune mare accent. Probabil că turismul va veni prima, va deveni prima industrie a României după agricultură, care va trebui să relanseze. Deci, puțin cu tării, eu știu, introducerea în circuit, în circuitul turistic al Bisericii Mănăstirii Acașa. În schimb, am unele mici îndoieli să vă realiza câțiva ani, cât să putem trăi și noi momentul ăsta să, să vedem aceste realizări. Asta este durată. Și dacă va fi aprobat în primul rând proiectul, pentru că nu știm exact care e situația cu proiectul. E procedura, nu-i trebuie să... Nu, știu. Dar lucrul ăsta din bla-bla mai auzit. Cu vorba de biserică, ce vorba de loteria de pâine din partea noastră, care nu s-a putut absolut nimic, cu proiecte care s-au făcut bine și drumul care nu s-a făcut, decât numai acel care e tipul lui Duce. Da, deci... Da, sunt de acord cu proiectul ăsta, trebuie să facă, sigur. Ce ține și o singură întrebare. Să le arătăți comunii noastre, mă, să ne pură până acolo. Poate vorbiți așa fiecare cum vrei. Domnul, eu nu-mi cer voie nici dumneavoastră. Nici nu-mi cer voie, nici nu vă bagă în seama. La punctul 6 vorbim. Da, o întrebare, domnul primar. Nu dați voie să vorbesc? Acum am vorbit. A, dacă vă dați un mod, cu atât mai mult ați vorbit. Domnul Cun a spus că centrala aceea care trebuia introdusă nu s-a realizat pentru că nu se putea sau, mă rog, nu era normal. Dar noi am dat aviz. Ne-a dat aviz Ministerul Culturii. Da, deci nu s-a dat aviz, mă rog, există o cauză. Dar noi am aprobat niște bani care erau desenați bisericii pentru centrală, pentru fântână. Amintiți-vă, în legislatura trecută, care s-au donat, prins la buget, bani pentru biserică. Așa. Banii aia mai există acum? Dacă nu s-a făcut, mai există banii aia? Ce nu s-a făcut? Păi, domnule, dacă nu s-a făcut, pus în funcție... Fântâna ai făcut. Fântâna, da. Yes. Dar central a spus că nu. Soluția tehnică din proiectul ăsta, înainte de a se propune pompă de căldură, era trecută o centrală, da? Care să satisfacă tot. Deci vorba de soluția tehnică din proiect, nu discutăm ce... Deci eu vă spun și ședința în care am aprobat aproximativ vreo 300 de milioane, parcă. Dar nu mai caut acum, nu are rost. Vă spun eu că... Am aprobat deci, noi... Vă urcați mult, rău de tot, dar sunteți și atemporal, nu-i fac seama. Hai, mulțumesc, mulțumesc de apreciere. Știți când s-au aprobat? Mă confundați cu... Nu, știți când s-au aprobat cei 300 de milioane? Cu culona dumneavoastră, dar nu? E bine. Da, acum... Știți când? 2002-2003. Când era domnul Găloi primar și s-au aprobat centrala de la biserică, 300 de milioane, a fost într-adevăr. Ne-a aprobat tot ce s-a minte de ăsta. Dar e vorba de vreo 5 ani în zile. Da. Nu, am să caut și să vă spun. Chiar vă rog. Da, haideți să vedem care e treaba cu proiectul. Să punem la punctul 3 din ordinea de zi. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la proiectul de lucrări de consolidare, restaurare și punere în valoare a ansamblului Costa Mănăstirea Cașin în vederea introducerii circuitului turistic în comuna Mănăstirea Cașin. Cine este de acord cu acest? Da? Punctul 4. Hotărâre privind darea în scădere impozitelor de pe clădiri, teren și taxe de salubrizare ale unor persoane cu venituri foarte mici și fără venituri. Dacă vrem o chestiune care de joc că nu astea sunt ultime care au mai fost trimise. Care le-am discutat în ședință cu asta. Sunt o serie de... De fapt avem mai multe categorii. Domnul primar, cred că ar trebui, pentru că acea comisie a primit documentele, ne-am analizat dosarele, ne-am întâlnit în ședință de două ori, am tras niște concluzii. Noi o să vă citim procesele verbale cu tot ce am hotărât noi, ce am constatat noi și Consiliul Local
își va spune după aceea cuvântul. Aveți un asemenea proces? Bineînțeles că am două procese de la două ședințe pe care le-am făcut. Da, pentru că eu mă uitam pe un proces verbal și am văzut undeva la depășit atribuțiile pentru că dumneavoastră nu aprobați nimic, dumneavoastră faceți propuneri. Dar, în fine, nu e asta. Eu v-am spus. Noi am primit documentele. Cred că documentele erau insuficiente și neconcludente, iar noi ne-am întâlnit în comisie și am întrebat ce facem. Am primit niște dosare, fără niște criterii, fără a constata noi că sunt incomplete acele dosare și noi trebuia să luăm niște hotărâri. Și ce facem? Haideți întâi să luăm niște hotărâri vis-a-vis de conținutul dosarelor și de un plafon al sumei, că n-aveam nimic după ochi frumoși, după pozele din buletin, nu puteam să luăm hotărâre. Și noi ne-am stabilit niște criterii și un conținut al dosarelor. Și în funcție de aceasta am luat fiecare dosar în parte și l-am analizat. Perfect. Deci, comisia s-a întrunit în data de 5 anul 2016 și, având în vedere că am fost puși în fața unor dosare cu informații, am considerat noi incomplete, am spus să propunem un plafon pentru a analiza, pentru a stabili cine trebuie să fie scutit de taxe. O departajare. Da. Și în ședință s-a stabilit ca plafonul să fie 100 de lei. Pe membru de familie. Deci 1.000.000 de lei. Pe membru de familie. 100 de lei pe membru. Apoi, pe lună. Am constatat în dosarele noastre o grămadă de scrisori medicale. Scrisori medicale pe care fiecare cetățean primește acea scrisoare medicală la ieșirea din spital. Dar noi nu aveam un criteriu foarte bine stabilit. Păi am fost internat la spital și mi-a spus că am aritmie și mi-a dat o rețetă, păi chiar am găsit și rețete și mi-a dat nu știu ce medicamente. Păi în funcție de asta eu pot să stabilesc că el este scutit de taxă. Nu trebuia să se stabilească un anumit de handicap și o anumită boală. Cel care are documentul din care se reiasă că suferă de un handicap. Depinde și de handicap. Depinde și de handicap. Deci când sunt scutiți niște oameni de niște taxe, trebuie stabilite, cred eu, niște criterii foarte clare de care să beneficieze toate persoanele respective. Bun, ce am stabilit noi acolo? Ca în dosare să regăsim un certificat medical valabil în care să fie trecute boli grave. Nu știu, un cancer, diabet și așa mai departe. Ne-am gândit noi. Mai departe. Persoanele scutite să nu dețină autoturisme sau atelaje. Ne-am gândit că atâta timp cât într-o familie există autoturism, mi se pare inoportun să vii cu o cerere, să fii scutit de taxă la gunoaie, de exemplu. Pentru că o sumă e fi. Noi nu am studiat dosarele întâi. Ca să ne să fim subiectivi. Am stabilit niște criterii ca să ne putem orienta și noi. Apoi, persoanele să aibă o declarație de venit agricol. Da? Pentru că în momentul în care se stabilește un impozit pe un teren, ce înseamnă de fapt impozitul respectiv? Înseamnă o sumă de bani aferentă venitului de pe terenul respectiv. Nu? Deci el având un teren, plătind impozit pe un anumit teren, înseamnă că el îl deține, obține venituri sau, în cel mai rău caz, îl lasă de izbeliște și nu lucrează și nu obține venituri. Da, asta este problema lui. De asemenea, având în vedere că am văzut doar niște hârtii care nu erau destul de concludente, ne-am gândit că un dosar pentru astfel de scutire sau pentru a obține o sumă, că practic e o sumă de bani, nu? Trebuie să ai în dosar niște documente, și anume, o cerere, apoi copii, acte de identitate, membrii familiei. Una este să depui tu cerere, care ești o singură persoană în familie și ai un anumit venit, alta e, depui cerere, o persoană, și ai în familie 5-6 persoane pe venitul respectiv. Apoi,
trebuie să existe dovada venitului. Cupon de pensie, nu știu, orice dovadă a venitului pe care îl ai. Inclusiv venitul agricol. Apoi, să existe în dosare certificate medicale valabile și din care să reiasă gradul de handicap. Nu rețetă și nu scrisoare medicală pe care o citești și nu-ți dai seama ce grad de handicap are. Și ceea ce este mai important, declarația pe propria răspundere că nu are alte venituri. Pentru că tu pui la dosar o cerere, pui un cupon de pensie, dar tu poți avea alte venituri. A, că noi suntem de aici din comună și ne gândim, băi, ăla are venituri. Nu este valabil în momentul în care dai un ban. Trebuie să existe o declarație răspundere, pe proprie răspundere, legal dată, conform legii, și omul să răspundă. Eu care nu cunosc oamenii să presupun că vine cineva și verifică dosarul, nu eu care sunt din comună și îi cunosc. Vine cineva și verifică dosarul, cine nu cunoaște om. De ce iau? Iau dosarul, iau dosarul, are declarația pe proprie răspundere. Dom'le, este problema lui. Și stabilind toate lucrurile acestea, înainte de a lua și a analiza dosarele, le-am aprobat în ședința noastră ca să avem pe ce să ne bazăm și apoi am luat fiecare dosar în parte. Și în urma discuțiilor, analizei dosarelor, am avut niște anexe de la 1 la 8, date de către primărie. Cred că ar fi trebuit ca acele anexe să fie și cu număr de înregistrare și semnate, pentru că acele anexe pot fi schimbate oricând, dacă nu au număr de înregistrare, dacă nu sunt semnate și mai departe. Și am constatat următoarele. Persoane cu dosare incomplete. Majoritatea. Noi, ca și comisie, n-am spus că aceste persoane nu trebuie să fie scutite. Dar nu am avut documentele la dosar după care să tragem această concluzie. Și anume, cu dosare incomplete. Pițoiu, Vasile, Bârgău, Mariana, Ciolac, Maria, Mirica, Maria, Munteanu, Rodica, Bădenii, Virginia, Fânaru, Maria, Toancă, Neculai, Stoica, Nicolae, Căruț, Gheorghe, Jitea, Gurița, Mirica, Ion, Căruț, Nuța, Comanac, Maria, Dimulescu, Maria, Gheorghiță, Ghețu, Ion, Jitea, Maria, Moraru, Ion, Ionică, Neculai, Maribor, Ion și Maria, Neitu, Constantin. Apoi, persoane care nu îndeplinesc condițiile stabilite de comisie, având în vedere că noi am stabilit condiția de 100 de lei de persoană. Avotoai, Viorel, Albu, Nicolae, Coman, Iulian, Sandu, Gheorghe, Gavrilă, Ion, Mirica, Neculai, Bădeni, Virginia, Bucur, Floarea, Fânaru, Maria, Poancă, Neculai, Mihu, Marița, Mirica, Radu, Oprea, Virginia, Abotoaia, Mihulese, Maria, Artan, Virginia, Badana, Gurița, Badan, Maria și sunt o grămadă de oameni pe care, dacă doriți, vi-i citesc. Trebuie citesc. Da, bun. Deci, Bou, Maria, Bou, Aurel, Dima, Elena, Dimulescu, Agurița, Dinga, Ana, Dogăraș, Maria, Mihu, Mariana, Gavrila, Agurița, Geana, Anica, Geana, Agurița, Ghețu, Agurița, Ghitiu, Frăsina, Coșpei, Silvica, Ionaș, Virgina, Irimia, Virgina, Jidea, Tinca, Lupu, Angelica, Mânicuță, Maria, Mirica, Maria, Mirica, Virgina, Mucanu, Ion, Neculeiță, Frăsina, Oprea, Agurița, Oprinoiu, Agurița, Poancă, Maria, Leuștean, Gheorghe. Apoi, un alt punct pe care s-a ieșit după analiza dosarelor, persoane care, cărora li s-a aprobat, cărora le-am aprobat noi și am discutat în comisie, scutirea de taxe și impozite. Irimia Ciprian, Ursul Claudia, Măcălău Neculai. De asemenea, am supus discuției în prima ședință, cea din 5-a 9-a, cazul Ghilogaș Ion, care depusese o cerere pentru că a cedat un teren pentru construcția podului la Cenac. Așa, Nicușor. Și el nefiind recompensat cu un alt teren. Așa. Discutând în comisie, am considerat că este firesc, pentru că nu i s-a dat niciun teren, nicăieri, să fie scutit pentru anul acesta de taxe și impozite. De asemenea, noi am depus atunci acest proces verbal în speranța că va fi citit. Poate a fost și o scăpare a noastră că n-am știut exact cum să procedăm. Pentru că noi am stabilit atunci. Și am ca toate criteriile stabilite în ședință să fie afișate
de către primărie, la loc vizibil și în diferite puncte din comună. De ce? Pentru că eu, adică noi, comisia, discutând aceste dosare, am constatat că, de fapt, ar fi multe persoane care s-ar încadra în această situație, dar ele nu au fost înștiințate, nu au știut să depună cerere, nu au fost informați. Și ne-am gândit că este foarte bine ca aceste criterii să fie afișate, astfel încât omul să le citească și să-și analizeze. Măi, ia să vedem ce venit vreau. Sunt, mă încadrez în criterii? Poate să depun și eu dosar? Pentru că sunt multe persoane aici, au depus cereri, numai anumite persoane. Nu știu cum au fost informate și de ce au ajuns la concluzia și de ce au știut că trebuie să depună astfel de cereri. Cert este că din data de 5-a, 9-a și până astăzi n-am văzut afișate nicăieri aceste criterii. Acum, dumneavoastră în Consiliul Local, poate o să ne spuneți motivele pentru care. Fie că n-au fost corecte, e bine să fim informați. Fie că nu s-a citit procesul verbal, fie că n-a existat interes. Deci așteptăm răspuns. Bine, un alt proces verbal. Da, spune-ți. Un alt proces verbal, având în vedere că între procesul verbal și această problemă n-a mai fost discutată într-o ședință de Consiliu Local din data de când am avut noi ședința de comisie, problema n-a mai fost rezolvată în Consiliul Local, am înțeles că au mai fost și alte cereri depuse. Au apărut câteva noi. Așa. De la 5, era 9, până acum. Bineînțeles că a fost necesar să ne întrunim din nou în ședință să discutăm și aceste cereri. Pentru aceste cereri am constatat noi comisia că nu s-a respectat nimic din ceea ce am spus noi. Poate n-a fost corect ce am spus noi, o să vedem acum. Și s-au analizat din nou cererile. Una dintre cereri a fost al lui tălbău Iorel. Da, a cărei locuința a fost calamitată și având în vedere că există un proces verbal semnat de o comisie județeană, toată comisia a fost de acord ca această persoană să fie scutită de taxe și impozite. De asemenea, s-au analizat și celelalte dosare pentru scutire de taxe de salubritate și s-au constatat următoarele. Iordache Ioana, dosar incomplet, Toma Maricica, dosar incomplet, Pastrangeac Maria, dosar incomplet, Păcină Neculai, dosar incomplet, Dogăraș Ion, dosar incomplet, Mirica Daniel, dosar incomplet, Mocanu Dănuț, dosar incomplet. Drept care, noi am încheiat cele două procese verbale. Supunem discuției dumneavoastră. Am vrut să mai fac eu niște completări. Am găsit și oameni care au pensii de 9 milioane și cereau scutirea de impozit. Două persoane. Adică ni s-a părut dificil să nu mai trebuie să mai competiți cu altceva, pentru că la 9 milioane nu poți plăti 370 de lei pentru că asta cerea. Sau, mă rog, 400 câte era. Taxa de salubritate era o sumă foarte mică, deci se putea plăti. De asemenea, dosarele incomplete, clar, este o greșeală zdravă, pentru că asta, dacă îți făcea într-o adunare populară sau s-a anunțat undeva la gazetă, pentru a putea fi scutit, trebuie să aveți următorul lucru. Nu s-a făcut nimic. Dacă există vreo lege care există alte criterii, noi am considerat că astea sunt cele mai bune și aici mult beneficiază din ăștia, foarte mult beneficiază, pentru că îndeplinesc condițiile, dar numai că trebuie să puneți dosarul. Atunci nu avem nimic împotrivă. Problema... Iar 400, cum a spus dumneavoastră, de asta este o formă, e în urmă noi, ca să el cere scutirea de salubrizare, foarte mult îi cere, asta cere, da, 370 lei, da? Și el are 400, sub 400, dar cât 399, 410, 400 nu știu cât, ca să poți plăti. Stați-mi, adică omul ăsta nu își plătește, în primul rând el are pensie socială de 400 de lei, da? Și din 400 de lei el trebuie să trăiască într-o lună de zile. Gândiți-vă că lucrurile noastre și în general, ce se întâmplă? Categoria la care ne referim noi sunt cetățenii în vârstă, marea majoritate. Sunt oameni bătrâni, ajuns de peste 65-70 de ani, care sunt dependenți de medicamente, singuri și trăiesc din pensia de 400 de lei. Majoritatea sunt 50 de ani de aici, care... Ce trebuie?
spun că majoritatea sunt pensionari și dacă iau și mă uit pe CNP-urile lor, majoritatea sunt peste 50-60 de ani, dar în fine. Dacă dumneavoastră spuneți că sunt sub 50, sub 50 nu erau pensionari. Sunt pensionar fii de urmaș, pensionar cazul lui Irimia, din armată. Nu știu ce a avut în armată și a avut o pensie militară. Au niște pensii extraordinar de mici. Da, da. Bun, criteriul, ca să stabilim criteriul, 100 de lei per membru de familie. 100 de lei. Da. Eu mă refer că voiam să fac propunerea ca și criterii legale să rămână cele de acordare ajutorului social. Pentru că până la urmă o persoană care beneficiază de prevederile legii 416 trebuie să treacă prin niște furci ca odinii, zic așa, să stabilească niște bareme, da, pe baza unor criterii și să le folosim cele de la 416. Ca să nu mai folosim noi alte criterii, să venim noi cu criterii. Păi, domnul primar, noi n-am primit niciun criteriu, ne-am trezit în fața dosarilor. Plus că acele ajutoare sociale, nu știu dacă se plătesc din bugetul local. Deci, aceste sume sunt plătite, dacă omul nu-și plătește gunoiul, suma este plătită din bugetul local. Noi ne-am gândit că venim cu un beneficiu la bugetul local, în sensul că nu facem cheltuieli inutile, având în vedere că dumneavoastră de fiecare dată ați pus problema când au existat niște probleme de cheltuială, nu sunt bani la bugetul local. Deci comisia noastră a fost reunită și a fost cu ideea de a face bine comunii, în sensul că să păstrăm banii la bugetul local, pentru că sunt o grămadă de cheltuieli de făcut. Și asta, când ne-am gândit la criterii. Nu, domnul primar, cu acest lucru nu omor pe nimeni. Nu spuneți dumneavoastră că eu vă dau exemple și comisia știe foarte bine că am luat fiecare dosar. Și am spus, domnule, aprobăm, dar trebuie să existe o declarație pe proprie răspundere că oamenii aceia nu au alte venituri. Pentru că după poza de pe buletin și după un cupon de pensie sau o rețetă medicală, nu poți să tragi concluzia venitului acelui om. Am înțeles. Deci, cam asta este. Ideea este, rămân criteriile stabilite de comisie sau stabilim criteriile conform cu legii 416 la ajutorul social. E simplu ca până ziua. Și atunci am rezolvat problema. Două. Îmi mențin poziția pentru legea 416 pentru că e un cadru legal aprobat și perfect legal, pe când din coace ar putea apărea diverse forme, ar putea apărea opozită. Dar nu spuneți așa, că influențați oamenii. Nu, deci nu apare niciun fel de problemă atâta timp cât acele criterii sunt aprobate în Consiliul Local. Sunt propuse de către comisii, deci sunt aprobate de Consiliul Local. Ele se pot supune atacului juridic. Cum adică? Cineva face contestație vis-a-vis de ce? De hotărârea Consiliului Local. Că nu s-au luat conform legislației în vigoare. Care? Dar cele? Dacă dumneavoastră spune, eu n-am știut, poate să există... Nu, eu discutam, dacă dați o legislație care să spună exact. Juridic, pentru că orice act emis din Consiliul Local poate fi supus atacului juridic. Da, dar cred că în ceea ce privește bugetul local și sumele care se folosesc din bugetul local, Consiliul Local are puterea și este mandatat să hotărască ce anume poate să consume din bugetul local și ce nu. Deci, nu veniți cu legea aceea a ajutorului social. Este altceva. Păi nici criteriile. Și nu că mi se pare inoportun să folosești acele criterii, având în vedere că sare foarte mult suma. Și la ajutorul social, dacă îmi spuneți, poate nu știu, banii, oamenii primesc banii din bugetul local,
La ajutorul social? Nu. Ei, păi asta este diferența. De asta acolo suma este mai mare. Banii nu se primesc din bugetul local, da? Dar având în vedere că bugetul local este așa cum este, mic, și nu ne ajunge bugetul local să facem cheltuieli de așa, consider că este firesc să micșorăm un pic plafonul. Și am în vedere că nu este o sumă așa de mare și cred că am ajuns la concluzia cu comisia că oamenii care au depus dosare sunt capabili să și scoată de acolo din banii respectivi suma aferentă plății gunoiului și altor taxe. Iar bugetul local știu că se face din taxe și impozite. Deci, având în vedere că noi nu mai luăm taxe și impozite de la cetățeni, odată se micșorează bugetul local, doi, le plătim noi gunoiul și încă o dată se micșorează bugetul local. Acum, eu pe am început punctul de vedere și nu e al meu, este al comisiei. Dacă cred că dacă ei își vor completa dosarele cu ceea ce lipsesc, foarte mulți din ei beneficiază de ajutor social, de ajutor, de reducerea impozitului. Deci aceea doar să-și completeze dosarul. Adică toate aceste cerințe, criterii, cum vrem să le numim, sunt trecute acolo. Deci nu este nicio problemă. Ceea ce ați enumerat dumneavoastră acolo sunt prevăzute și în legea 460. Singura chestiune pe care doamna Sigurana face bine este suma la care ne referim. Sunt mulți care vor putea beneficia de reducere. Cum apoi cu noi acolo, deci o să nu mai ai. Aștia-s dosare incomplete. Am o idee. Ca să simplificăm toată situația asta, adică noi să nu ne mai batem capul și stăm aici ori întregi și dezbatem lucrul ăsta, am putea face o altă treabă. Dosarele astea care se depun, cine le primește? Unde se depun? La secretar? Sau direct la contabilitate? Unde se depun? Cine le primește? Cererile se depun la registratură și merg direct la taxe și impozite. Domnul primar, aici trebuie o persoană capabilă care cunoaște condițiile și arată că ne-a depus dosare, zice, ne-a Gheorghe, tante Ileana. Uite, ama ta ai depus, dar nu îți lipsești cu tare, cu tare, nu faci dovada. Ai venit? Câte persoane sunteți în familie? Ia să vedem ce venit ai, ama ta, ce pensie ai. Ia să vedem ce boli ai, ia, cum documentezi, ce certificat medical, ia să vedem, mata ești incapabil să muncești, să nu știu ce, al venit, mai ai, ia, la registrul avem. Deci poate rezolva și simplificăm toată treaba asta. Deci într-adevăr le vine greu la comisie, că nu știe, vine prea sumar, vine acolo, sufăr de alte tensiuni sau au fost internat, nu știu ce. Și oamenii ăștia dau cu capul din gar, să dau cu capul din gar pentru că alții nu și-au făcut treaba ca aici. Nu și-a făcut treaba. Ar trebui, în momentul când vin la ei, simplu. Dom'le, a trecut prin filtrul ăsta, s-a rezolvat problema, uite, are documentul, are tot, gata, s-a aprobat. Așa e greoaie treaba. O dăm pe bășbuite, nu-i bine, nu-i bine, e părerea mea. Așa s-a procedat și până acum. Problema a fost că nu au fost stabilite niște criterii. Deci, să nu au fost stabilite criterii. Acum, rămâne... Păi dacă nu au fost stabilite criterii, cum s-au dat acești bani? S-au luat, veniturile în general cu cuponul de pensie și cel care a avut o problemă a venit și a anexat documentul și se supune dezbatere. Nu știu, ziceam de persoane de 9 milioane. Sunt persoane care, eu știu, au o perioadă grea în viață. Adică, eu știu, l-a găsit cu cancer, l-a operat. Pentru un an de zile o să ducă greu, nu are drum. Au rețetă de 5 milioane, de 3 milioane față de venitul lor. Nu asta vorbim, dar chiar adică, vine după deci, așa și așa e clar. Sunt persoane și care au 9 milioane și o duc greu un an de zile. Se pare că n-ai mort, domnule, și totuși are cerere. Nu, cerere a făcut-o în viață, să nu cred. Bine, dar permite să vă dau un exemplu. Da. Eu, de exemplu, am fost internată și m-am găsit cu aritmie și cu tensiune. Haideți. Deci eu am fost internat și m-am găsit cu aritmie și cu tensiune. Mi-a făcut o rețetă, mi-a dat niște medicamente. Bun. Eu depun dosar în care pun copia după buletin, o cerere în care spun da, așa, și o scrisoare medicală. Îmi aprobați scutirea de taxe și impozite? De ce? A devenit de la loc. De ce?
Deci, vedeți? De aia n-am putut. Ați găsit vreo unul care lucrează. Păi nu i-am dat. Pe... Păi nu, dar eu vreau să vă spuneți. Și știm ce venituri au și știm ce mă fac. De asta ne-am ala de acolo, ala de acolo, ala, da. Mai are și uite, e pe bășubuințe asta, nu? E corect cu document. Document! Bun, haideți să stabilim care criterii rămân. Pentru că vorbim cu... Da, să hotărâm. Vrem așa cu legea 416 sau ce am hotărât noi? Acum depinde cum vrem să ajutăm oamenii. Cum am hotărât noi suma mai mică și îi ajutăm pe mai mulți? Cum e așa? Păi da, dar în condițiile în care punem 400, eu vă garantez că dacă afișăm aceste criterii, vor veni jumate din comună și atunci ne golește bugetul. Da. Care, da. Care, pentru că nu este nedrept, adică să faci lucrurile acestea. Care criterii, domnule? Păi criteriile... Nu știu dacă în 416 spune 4, peste 4 milioane bani vei. Dar în condițiile astea să știți că cam o treime din locuitorii comunii vor fi scutiți. Pe cei de la ajutor social îi scutești, că și-am spus 50%, cum am fost vorbat, de muncă, da, pentru cei ce au luat de muncă 50% pentru cei scutați. Așa și vorbește la... Deci, practic, nu mai ai nicio... Ar avea o logică să folosim legea 416. Tocmai că nu avea, pentru că, vă repet încă o dată, din 4.000 și ceva de locuitori care locuiesc în comună, real, nu 5.000 și ceva, nu sunt în realitate, nu sunt plecați, o treime vor fi scutiți, pentru că marea majoritate au un venit de 300, 400, sub 400, marea majoritate, mai ales cei care sunt... Eu știu, n-au lucrat, au fost șomeri, sau nu fac treabă, nu vor să problemă. Da. Pentru că ei se mulțumesc mai cu ajutorul social și ăsta e o mare greșeală. Domnul primar, mai zic și eu un alt, nu știu, nu o să vă placă. Nu cumva chestiunea asta intră sub incident politic, viitori votanți, ca ați spus dumneavoastră, peste 50 de ani majoritatea. Toți cu venituri. Deci nu râdeți, domnul vicine. Dăm un extrem. Nu știam eu cu bere timpul. Dăm un extrem. Asta să iasă și soluția în dosar. O să putea să fie și un fel de campanie electorală, pomana pomenilor și nu știu ce, dar nu-i bine. Nu-i bine. Noi cel puțin comisia am încercat să se poate de corect și drept. Așa e. Care a venit, că i-a pus tijă, că i-a pus, nu știu ce, Dumnezeu spune, cum le spune acolo. I-a făcut transplant, i-a spus rimiciu. Cât asta este în social de temporal, la temporal, temporal. Ai temporal, ai temporal. Asistență, asistență. 30 de persoane. 30 de persoane, pentru că așa e pe aia. E parfum de tei, ce așa spune dacă mai amânăm un pic, știu eu, dacă mai amânăm un pic depunerea dosarelor până la ședința din decembrie, să zic așa. Afișăm criteriile și este informată toată lumea. Majoritatea vor veni. Și mi se pare corect ca toți cetățenii care au dreptul să primească acest lucru și să știe, să fie informat, că ai dreptul să primești și să fii scutit de taxă. Mi se pare extraordinar ca și nu noi, ca și consilier, mergem și anunțăm. Este, vorbesc eu că este datoria, adică este datoria primăriei să facă vizibile aceste lucruri. Iar, na, noi am scris în procesul verbal din data de 5-a 9-a, dar n-am văzut pe nicăieri. Nu știu, ori nu s-a citit, ori nu s-a știut, ori trebuia să mai venim noi să impulsionăm, pentru ca lumea să știe. În primul rând, criteriile trebuie să aprobate. Sunt unii care automat vor fi scutiți, deau de... Dau câteva exemple. Samson a largat, iar nu am uitat mintele. Eu știu, ăsta, Valeriu Duț, Gălău... Dar de ce să fie automat? Pentru și că trebuie să depună niște documente, da, nu automat, că îl cheamă, nu știu... Nu. Ai avut documente și gata. Ei trebuie... Ei vor trebui pentru că iau. Trebuie să păi da, dar trebuie să știe omul care are dreptul. Da. Dar mulți oameni nu știu că au dreptul. Dai și banii, dai și... Bine, acum, domnul președinte de ședință, oamenii o să se pună la criteriile, dar nu știu. Da, haideți să trecem. Deci a rămas în două variante. Varianta propusă de comisie și varianta deci varianta propusă de comisie este 100 de lei pe membru de familie. Deci 1.000.000 vechi. Pe membru de familie, nu pe toată familia.
pe membru de familie. Are 5 membri, deci 5 milioane, trebuie să aibă venitul, pensii sau ajutorul social sau ce mai are el, că ajutorul social nu e nici problemă. Noi n-am calculat nici alocația pentru copii, n-am luat în calcul alocația. Păi de ce să fie afectate? Păi dacă eu sunt singură și am 4 milioane jumate, vi se pare corect să fiu scutită de plata la salubrizare față de o familie formată din 4 persoane cu tot 4 milioane jumate? De ce spuneți că sunt, e afectată? Dar nu e afectată, că omul ăla ia 4 milioane jumate. Iar ăla care are 4 membri în familie are 1 milion pe membru. Nu e afectată. De ce spuneți că e afectată? E, pentru că nu sunt niște... Omul respectiv are banul. La 400 de lei pe lună, faceți dumneavoastră calculul de ce trăiește omul. Nu, eu am impresia, domnul primar, că dumneavoastră vreți să faceți acum o campanie electorală, de nou, nu acceptam lucrul ăla. Mi se pare cel mai corect. Bine, dar asta nu este... într-adevăr, nu-i ajută. Deci ce putem face? Dăm toți banii din buget ca să-i ajutăm pe oameni să-și cumpere? Nu știu, eu vă spun dumneavoastră. Da, vă spun dumneavoastră 400 de lei într-o lună de zile și hai să vedem cum trebuie de lei. Și ia și lemne, plătești și curent. Da, eu vă dau exemplu de persoane care știu să se... În condițiile în care tu ai ajutor social și stai toată ziua în crâșmă pentru că ai ajutor social și îmi râzi din față. Domnul primar, haideți să vedeți. Ba da, păi îmi spuneți, eu știu persoane cu 400 de lei, într-adevăr, nu își face vacanțele la... E vorba de trăit. E vorba de trăit, efectiv, nu e vorba de vacanță. Puneți domnule la pot, ca să mai rugi, ne prindem miezul. Da! Ce au votat cu comisia? Ce votat? Ce puneți? Ce este de acord cu criteriile propuse de comisie? Cu criteriile propuse de comisie prima sau legea 416? Nu, prima comisia. Prima comisia, da. Care este de acord cu criteriile propuse de comisia de... Bun, hai să scriu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hai. Numărați exact câte trebuie să fie. Cine este împotrivă și cine este abține? Domnul Zdăvărge se abține și cu domnul... Da, Iurgeci. Deci s-a probat criteriile la prima comisie. Ideea nu o să mai supune ce a fost. S-a spus. Noi am avut un alt proiect de hotărâre. Deci proiectul de hotărâre la scutirea nu știu ce. Acum s-a deviat pe toată discuția. Dacă Consiliul Local a aprobat asta, iar ne întoarcem înapoi. Nu știu ce vreau să vorbesc. Poate nu sunt un proiect de hotărâre. A fost un proiect de hotărâre. Acest înseamnă că nu se va adopta o hotărâre. Acum doar am discutat principiile pentru a adopta o hotărâre, nu? Deci, s-au aprobat criteriile. Noi avem niște dosare aprobate, comisia. Deci, ca atare, este aprobată, consider că este aprobată hotărârea aceea cu persoane care sunt scutite de taxe și impozite. Că noi avem persoane. Dacă nu se aprobau criteriile comisiei, da, nu mai erau valabile dosarele selectate de noi. Dar în condițiile în care s-au aprobat criteriile comisiei, în funcție de criteriile stabilite, noi avem deja persoane. Am făcut evaluarea în funcție de asta și avem persoane care sunt... Și atunci se adoptă și hotărârea după criteriile stabilite de comisie. Am înțeles. Și în momentul când își completează dosarul, foarte mult vor veni de ceea. Am înțeles. Deci hotărârea se va adopta după criteriile stabilite de comisie. Poate. Ca să știm cum să trecem la punctul 5. Rectificare bugetară. Da, la rectificare bugetară avem o problemă vis-a-vis de plata unor facturi restante. Și aici mă refer la suma de 31.000 care aveți dumneavoastră la școală, plus lucrările care s-au făcut la școala 2. Mai aveai și acolo restanță de 150.000 de lei. Ideea este că noi am avut alocați la începutul anului 200.000 de lei pentru electrificarea aia la spital. Și s-au cheltuit cu studii de fezabilitate, cu ridicări de topo, cu avizii, cu documentații, studii geo, în jur de 70.000 de lei și am mai rămas 130.000 de lei, cu bani pe care e clar că până la sfârșitul anului nu putem să-i plătim.
ca să putem să acoperim chestiunile astea, ar trebui să ducem acei 130.000 pe care îi avem trecut la investiții și îi ducem la preluare ca să acoperim la școală ce avem cheltuieli neacoperite. Asta era ideea rectificării. Azi dimineața primesc iarăși că se leagă și discuția dinainte și discuția de rectificare, dar anul ăsta e destul de dificil, să știți. Destul de dificil, adică nu ne mai referim la ceea ce a fost în urmă, în sensul că veniturile alea din pădure care ne intrau anual, anul ăsta nu a mai intrat, anul ăsta au fost sistate. Știți că în luna septembrie am chiar contractul cu Consilva pentru administrare și deja s-au scos la licitație niște partizi. Să vedem la sfârșitul anului ce sume, oricum mai mult de cei 770.000 pe care i-am prevăzut în bugetul inițial și pe care l-am aprobat, eu nu văd să cunoaștem o mărire. Deci anul ăsta, pe veniturile de acolo nu mai putem baza. Și vreau să vă rog, entuziasmul ăla pe care îl aveam până acum, că mai avem bani, mai putem să mai ducem și mai spunea cineva la rând trecut că avem bani și bugetul ar trebui redimensionat și n-a fost făcut bugetul ca lumea. A fost făcut foarte bine, pentru că acum ne uităm un buget, nu avem de unde să luăm o sumă și să o ducem dintr-o parte în alta. Nu avem de unde, nu este, nu sunt. Deci, clar că, vă spun, ăștia 130.000 pe care ar trebui să-i luăm de la lucrarea aia, de la electrificare, până la sfârșitul decembrie, clar că nu mai avem ce să mai facem cu ea. E logic. Și să ne acoperim, asta reprezintă singura sursă pe care o avem acum. Am mai trimis Consiliul Județean să trimitem o adresă, probabil nu va mai da ceva din TVA. Dar vin cu destinații clară, ce să facem cu ei, deci noi nu prea mai avem cu ce să ne mai... să mai ducem sume dintr-o parte în alta. V-am spus azi, bineți, am găsit notificarea asta de la Romprest, care nu sună chiar bine. Avem din noi, n-am mai iulie, august și septembrie 2016, n-am mai reușit să mai plătim taxele, taxa la Romprest. La ADIS, de fapt, că ADIS-ul plătește mai departe. Ne anunță că de data de 2012 o să întrerupă servicii pe teritoriul cu mănăstirea Cașa. Sunt sigur că nu suntem noi singuri în situația asta. Mă îngrijorează faptul că nu avem sume de unde să plătim. Ce spuneți este foarte adevărat. Că de aici plătim. Nu. Noi ne înregistrăm cu sume care rămân cifre. Atât. Ne înregistrăm cu sume. Pentru că aceste sume de la cetățeni și sunt convinsă că gunoiul nu că nu este plătit de cel care are doar 400 de lei. Sunt situații de cetățeni care au destui bani și nu plătesc taxa de salubrizare. Și mi s-ar părea corect ca această firmă, ca orice firmă care prestează niște servicii, domnule, să aibă omul lui și să încheie contract cu cetățeanul și să-și adune banul. Nu să oblige primăria să plătească această taxă din bugetul local. Așa văd eu lucrurile, poate le văd greșit. Eu, ca firmă, am magazin, eu nu vă pun pe dumneavoastră să-mi plătiți mie că vreau să fac un profit de 20 de milioane pe lună, să-mi dați dumneavoastră primăria. Eu mă duc la cetățean, vând, fac. Îi mai scade, îi mai... De asemenea, mi s-ar părea corect că această firmă Romprest, având în vedere că este atât de extinsă și pentru că ea obține niște venituri de pe teritoriul comunii noastre, ia să vină firma, să vină cu inițiativa. Dom'le, aveți persoane cu salarii, cu venituri foarte mici. Uite, le scutim pe acestea de plata bunoiului, da? Având în vedere că noi obținem de la dumneavoastră deja o anumită sumă. Asta este politica și asta este marketingul. Dar această firmă, având în vedere că dumneavoastră ca și comună sunteți obligată să plătiți banii din bugetul local, ce spune? Nu mă interesează, nu e comună, dăm
banul, mă interesează de unde, că ia că nu ia din cetățeni, mai degrabă nu își face nu ce lucruri în comună și îmi plătește mie salubrizare. Nu se poate face în felul acesta? Această firmă să-și pună om, să meargă pe la fiecare, să-și adune banii, să încheie contract cu omul, dacă... Deci mi s-ar părea corect așa. Dacă este greșit ceea ce spun, vă rog să spuneți, și acum asta știți, poate să activitate atipică față de cele de comerț, da? Încheierea unui contract cu o persoană, așa cum spuneți, noi am mai dezbătut-o și am mai discutat. Un contract se încheie cu acordul ambelor părți, da? Adică și a prestatorului și a beneficiarului. Da. Dacă eu, ca beneficiar, nu vreau să închei contract cu o firmă, mă poate obliga cineva? Nu. Nu mă poate obliga nimeni. Închei contractul dacă nu ceri bani, dar dacă tu nu ceri bani, nu poți obliga să închei contractul, trebuie să-ți dau bani. Da, îmi spune că e gratis. A, e gratis dacă e gratis. Păi, dar chiar dacă el îți plestează o activitate, da? Nu. Deci dacă luăm așa, nu mai ajunge. Ei plătesc vreun comision pe serviciu care faceți dumneavoastră, încasă banii în locul lor? Plătesc nici o comisiune. Păi așa și să discutam un pic înainte. Ar fi foarte bine dacă ar putea un comision legal, dar domnule, pentru că dumneavoastră faceți aceste servicii de adunare a banilor și de dat, sunt chestiuni asumate pe contractul semnat cu ei. Când se ascultă la licitație la nivel de județ, s-a spus, doamne, noi facem prestarea serviciului, cineva ne plătește. Noi facem prestarea serviciului către comună, comuna mă plătește. Dar am creat să vor ridica taxele astea. Știți că și cam asta e. Nu, a rămas taxa pe loc, a rămas taxa aceeași. Taxa pe anul următor, cea cu 0,04 lei. Păi da, nu, am aprobat. Era 3,72 și mai crește pe anul viitor cu 3,76 sau... Așteptam că am aprobat până în 2020 ceva s-a aprobat. Da, ideea este că problema e alta. Ce mai dezbatem noi, ce mai discutăm, așa ca să... Problema este că 2 decembrie nu va mai veni mașina să mă ia gunoiul. Și atunci, atunci se vezi problema. Și ce? Facem o economie în buget. Și avem mașinile de gunoaie pe care le-ați achiziționat dumneavoastră și încercăm să... Unde ducem? Asta e problema. Păi nu ne ducem. Păi dacă mă întrebați acum, în momentul ăsta, nu vă pot spune. Dar fiind persoană care se ocupă de așa ceva, mă pot interesa și la ședința următoare s-ar putea să fim cu răspunsul. Că ducem acolo. Acum nu, mă întrebați că nu știu, n-am studiat problema. Dar nu s-ar putea. Am văzut că asta nu e, mai rom presul. Asta e o declarație din independență, nu? Declarație. Nu așa. Adică căutăm. Păi dacă tot le avem, căutăm și soluții. Păi dacă noi în buget, taxe și impozite încercăm să-i scutim, vom avea în buget și de la pădure nu mai vin bani, de acolo nu mai vin bani, ce facem? Din buget plătim doar salubrizarea și restul nu mai facem nimic? Pe lună, păi asta 16.000 de lei. Păi 16.000 de lei pe lună. Eu mă uit că și la școală suma este colosală. Mi se pare... Ai vrea să puteți cați bani pentru așa ceva, dar nu am făcut loc. Să punem mașinile că s-au stricat toate... Păi noi vom avea bani doar să plătim salubrizarea la pădure. De la pădure, nu, de acolo, nu, taxe și impozite, nu, ce facem? Trebuie să găsim o soluție. Iar Walter, șeful acestui romresc, este arestat, condamnat. Dar nu e valoare. Da, da. Noi o parte care plătim în martie gunoiul până la sfârșitul anului, noi scoatem gunoiul în drum, că nu l-am plătit, să fie clar. Că vede erau preț, că prin mașini, că prin nu ne interesează. Eu am plătit la începutul anului, ei trebuie să-mi ia gunoiul din fața port. E clar. Nu-i normal. Dacă plătesc lunar, da, băi, nu am plătit, nu, nu pot să vină, dar atâta timp cât plătesc tot anul. Da. Bine, să vedem la studia de județ, pentru că e o chestiune generală. Cred că nu, e numai la noi, treaba. Se apropie criza pe care o anticipam. Știți că am discutat și noastră că 6 luni de zile lucrurile vor fi roz. Văd că a durat mai mult de 6 luni, dar să vedem cum se va finaliza. Și așa avem o groapă de gunoi neautorizat, dar oricum, acolo la Vizitelul ne s-aruncă sunt fundii canalul ăla care există acolo. Nu poți să faci cu la unii din noi. Da,
Păi da, iese deja de vorba de spărături. Da, nu-i groapă de gânduri. Groapă de gânduri. Da. Bun. Dar ca să n-ați răspuns, ce faceți cu ăștia 130 de milioane? Da, 130 de mii de lei. V-am spus, sunt 31 de mii de lei de achitat la școală, lucrurile făcute și mai sunt 150 de mii, dar n-avem de unde deocamdată, măcar 90-100, diferența s-o achităm la școala 2, lucrările care au rămas de achitat. Ăștia sunt. Acum, bine, lungim discuțiile, dar eu ca și consilier aș fi foarte interesată acum, pentru că s-a încheiat contractul cu RomSilva și cu primăria și nu mai intră bani în primăria, aș fi foarte interesată să știu ce sume s-au încasat de pe urma pădurilor și ce anume noi ca și comună am reușit să facem cu ele. Asta cu acele sume și ce se vede. Adică, domnule, am câștigat 100 de lei, din suta aia am făcut nu știu ce minune. Domnule, asta este. Aș fi, bine, asta în afară de ședință aș fi foarte interesat ca să putem să facem o comparație cum a fost ce-am și cum ne este. Oricum, puțin bani va veni acum de la ocolul Silvii. Cred că nici 30% la nu cred că nu mai trebuie. Vă dați seama că noi am prins anul ăsta un trimestru, din septembrie încoace, da? Și am prevăzut un venit de 70.000 de lei. 4, 28, 3, aproape jumătate din ce era. Da, 40% sau 3. Deci, 70 de milioane, Deci asta este. Dacă sunteți de acord să luăm sumele alea și să le iubim. Da. Da. Pe la școală. Da. Pe care bugetar. Da. Toți sunt de acord, da? Da. Pe atunci, ne cred că vă știu. Trecem la punctul și alte probleme care se pun dezbaterii Consiliului Local. Aș avea o propunere. Fiecare să... Deci ne are o problemă de prezentat. Da, în ordine să facem o listă și fiecare să se... Să aibă o limită temporală. De un singur subiect, deocamdată. Un singur? Adică fără limită temporală? Da, cu limită temporală, ziceam eu, pentru fiecare 5 minute, poți să te expui problema sintetic ca să fii ascultat. Ca așa o lungim până viseară. 5 minute de persoană. O singură problemă. Da, cine sunt? Cine vrea să se înscrie la așa? Eu oricum aș fiu, dar vă rog să fiu prima. Vreau să fiu ultim. Și vă dar. Cine se prezintă asta problemă? Rămâne lista deschis. Da? Așa. Și vă dar. În ordine, prima dată domnul... A, nu înscrieți pe toți în zi? Nu, are 5 minute să prezinte problema lui. Domn primar. În ședințele anterioare are reducat anumite, domnule, niște probleme referitoare la necesitățile cetățenilor din comun. În primul rând, iluminatul public. V-am rugat respectos și cu domnul vice. Baram la 2 stâlpi un bec. Așa, becul ăla de 900 de lei pe care l-a spus dumneavoastră sus pe stâlpă. Baramul leacă de lumină să fie. De la domnul stângă la deal, trebuie încă ușă, domnule. Trebuie încă o rata necreferare. Pentru că așa zic că nu, dă nouă niciodată. Dar până la curanda, hai să discutăm despre principii. Principiul ăsta este, că nu e asta mă doare. Și nu numai pe mine înțelege. Hai să discutăm despre niște principii. În primul rând, nu de naturat. Nu de naturat. Nu de naturat. Deci vă rog eu foarte mult. Este prima dată când au avut că ar trebui îndesite lămpile. S-a discutat cu domnul Mice. Și trecut și procesul verbal. Trebuie, domnul Lăm,
La voi sunt bani nu la antă până acolo. Pentru că la casă, în acolo curiță, îți lumini unul după altul. Până la lumina un pic a spus de două lări. Nu, trebuie spus de două lări. Până la doi stânt nu la antă. Deci, regula în comun a mers la trei stânt pe lană. Acum ce facem? Stricăm iar rețeaua? Regula, dar cine face regula? Nu o facem, noi domnul. Domnul Cipătaru, ce se întâmplă? Buget. Noi avem, la ora actuală, avem 600 de lămpi în toată comuna. Dacă aș lua și să pun 600 de lămpi în deci în final se rezolvă sau nu se rezolvă? Deci, spuneți, dacă e vorba de două lămpi, nu poate rezolva. Nu, două. Să iau rețeaua. Acolo 7-8-10 stâmpi acolo. Deci nu se închide noaptea, nu se mai închide. Transformatoarele funcționează sau punctele de aprindere funcționează de la ora 5 până la 7 dimineața. Nu sunt reluate pe ce vădă. Mai ieși să apară noaptea din casă. L-am suplimentat, da? Da, deci nu ies oșii. Dar la 2-3 stâlpi, am înțeles. O să luăm în calcul, e o zonă izolată, într-adevăr, dar trebuie luat în calcul. Am cerut remedierea drumului. Ați început, promițător. Ați pus în baltă rundii și s-a mutat balta de la jos sau de la baltă. Ce dracu faci? E bine. Nu mai niște rescoate, dar așa, nu mai bine. Nu. Dacă ar fi la bine, poate ar fi bine. Unde ar fi mereu așa? Serios, nu. Păi ce bine o fac? O făcut la gelul. Nu pot să fac. E bine și s-a fost. E bun. Nu se plimbea nici. Nu, e bine. Dacă s-ar întreține așa, ar fi minunat. Ce s-a făcut? Corect. M-a rugat domnul primar să ne puneți la dispoziție procesul verbal al Curții de Conturi 2015. Ați venit numai cu prefața la cu vreo 15-20 de hârtii. N-ați îndrăznit să aduceți tocul ăla de hârtii, vreo 400 de hârtii, așa. Când aveți de gând să ne-l predați? Să-l citim și noi. Făcut expunerea cu principalele puncte în ședința Consiliului Local. Aia e barza aia. Nu, dar spuneți ce vă interesează și vă dau... Procesul verbal, să vedem toți consilierii. Mai ales cum există și o hotărâre de căpătate. Spuneți exact ce vă interesează și eu vă dau un scris, vă dau copii. Păi eu am fost destul de explicit. Procesul verbal. Am înțeles. Da, nu, spuneți că... Dosarul. Dosarul ăla e așa. Da, da, da. Ăla tot. O să-mi interesează. Primul verotat. Da. Altceva. Să clarificăm situația asta cu podul ăla la Lupește acolo. Ați făcut un pod într-adevăr, că rămâne acolo, e bun făcut. Da? În fin. Podul ăla nu trebuia să fie la Haluș unde să treacă oamenii, e un sat întreg. Acolo l-ați pus acolo, e... Da. Dar l-ați trecut pe factură 48.860 de euro. Și a ajuns în final 260.000. Cum ne puteți explica lucrul ăsta? Bun? Puteți să faceți un bod de aloc 50.000 de euro? O ce? Ați putea să faceți un bod de aloc 50.000 de euro? Păi nu știu. L-aș comanda mâine. Păi 260... Păi nu, atâta a fost factura prima dată. 248.000 de euro. Deci acolo la pod este un panou, o pancadă. Cu valoarea finanțată de afirmă. Primită de la AFIR Iași. Restul a fost pe finanțarea noastră.
Deci, domnul Cipodaru, de-aia zice, noi am beneficiat de o de finanțare din partea firului de 48.800, cât a spus dumneavoastră acolo. Restul, până la, conform contractului de lucrări, de lucrări 3186 din 22 iunie 2015, avizat de afiș de toate... Așa, este 426.719,44 lei, la care se adaugă TVA-ul și lucrări diverse și neprevăzute de... 100.000 la care se adaugă diverse și neprevăzute, valoarea maximă a cheltuielor diverse și neprevăzute, astfel cum au fost definite în HG28-2008, este suma de 12.679,97 la care se adaugă TVA-ul de 3.043. Deci asta e valoarea contractului, domnule. Dumneavoastră, domnule, știți ce se întâmplă? Dumneavoastră, când ați citit, ați citit ce ați vrut dumneavoastră acolo. Și ați mai avut un... Ați mai avut un expert, Văbaia, care a citit și din cauza asta, doar. Dar dacă citiți mai atent, o să credeți că vă este. Domnul primar, gata, am lămurit-o cu asta, ca să fiu scurt. La Revelion mai dăm artificii? Că, după cum spuneți, ăsta, bugetul e slab anul ăsta, slab tare. Da. Deci au fost prevăzute sume pentru cadourile la copii, artificii 5.000 și pentru cei 50 de ani de când aniversarea la 50 de ani de căsătorie. Deci sunt niște programe pe care noi le facem anual. Da. Au fost prevăzute la bugetul la începutul anului. Eu ziceam că cu acești bani să începem o punte aici, la farul tău, de la morală aceea. E nenorocire acolo, domnule. Cum vine unde ori acum, are voie acolo? Nu, ce nu știți, este că... Așa cum mi-a dat o părere. Așa cum este proiectul de la Haloș, de la Lupești, avem proiect pentru încă trei puncte. Îl mai să vă dăm din sănătate. Dar speram să vă... Să fiu trecut din poză. Este proiect pentru alte trei lucrări de genul ăla. Cea de la Moravu, cea de la Tudorache și mai este una pentru Aileen. Sunt documentațiile făcute tot, așteptăm o finanțare să vedem unde putem lucruri. Așa cum am prins-o pe aia. Și acolo, vă spun din ce cauză, că au fost niște criterii. Că, bun, fiecare vrea pentru el și clar, că e pentru zona lui. Acolo aveam trei locuințe care erau, care nu aveau acces, acolo nu aveam acces cu pompier, nu aveam acces cu salvare, nu aveam acces, oamenii aia erau izolați. De asta zona era inclusă din Trabilan. Vă dați seama, e adevărat că și la Haloș, sau gândiți-vă la Haloș, dar gândiți-vă la Tudorache, cu oamenii aia acolo o duc destul de greu, da? Dar există totuși un drum care leagă, poți să ajungi acolo. La fel și la Haloș. Avem acolo a fost spor, l-am luat Haloș. Unde anume? La Moravu, a fost spor, da. Dumnezeu. Spor? Da, a fost spor acolo. Nu era. A fost pod, așa, dacă știți dumneavoastră sau dacă v-ați interesat pod, a fost și la Lupești, să știți. Unde? Acolo acolo a fost pod, să știți. Pentru că satul Lupești, actualul satul Lupești cu Jeu, era, acolo a fost baza satului Lupești. După aia s-a mutat în coace și datorită lipsei pod. Era moară. Era pod. Deci bine, și v-am spus, fiecare, discutam la un moment dat cu un prieten și spune, doamne, dar de ce n-ai făcut? Ați băgat prânul dulce și n-ați băgat drumul de la mine din față. S-a introdus prânul dulce pentru că au fost niște condiții extraordinar de grele acolo și nu ți-aș dori să stai în prânul dulce și să înnoți în noroiul ăla, că era cel mai rău drum din comuna asta. Da? E adevărat că toată lumea vrea la el, da? Trebuie să avem răbdare și să muncem. Bine. Da, spuneți, domnule. Da, mulțumesc. Ce vreți să spuneți de aici? Ok. M-am întrebat că domnul primar a investit în electrificarea
crescut anul, nu? Da. Așa este, am înțeles bine, da? Anul ăsta am prevăzut o sumă de 200 de mii de lei. Ca să începem, pentru că tot speram, v-am mai spus chestiunea asta, tot speram că să vină o finanțare, ba de la Uniunea Europeană, ba de în partea guvernului, însă n-am banii ăștia niciodată n-au venit. S-a încercat în perioada 2006-2007 un program național de electrificare, care a fost abandonat total și, bineînțeles că la momentul respectiv am fost primii categorisiți pe, la nivel de județ că beneficiem de finanțare, s-a dat și o hotărâre a Consiliului Județean în sensul ăsta. Din păcate, toate au murit la Ministerul Economiei la momentul 2009, mi se pare că, dacă mă duc bine aminte, și nu s-a mai făcut nimic. E, toți sperând, am spus, doamne, trebuie să luăm noi o hotărâre. Cert este că am cerut și sprijinul Consiliului Județean în sensul ăsta și s-a părea că anul viitor ne vom bucura de sprijinul Consiliului Județean pentru asta. Da, eu mă bucur că ați găsit motivația pentru care ați pornit acest proiect. Vă sunt și ați spus că s-au cheltuit, ați avut alocați? Am avut alocați 27 Dar pe mine mă interesează, știți de ce? Nu ca să vă tragă răspundere pentru suma respectivă. Pentru că chiar sunt bucuroasă să ajung cu acest proiect. Și vreau să știu exact, concret, pe ce s-au cheltuit acești bani, ca să ne dăm seama în ce fază suntem cu acest proiect. Studii de fezabilitate, studii de teren cu totul au costat în jur de 50.000 de lei, cu totul de TVA. Deci suma respectivă cheltuită s-a axat doar pe hârtiile și avizele care vă trebuiau. Pe hârtii și avize. Bun. Da, și spuneți acum că la anul e posibil să avem lumină. Să trecem la execuție. Așa sper să... La anul să avem lumină acolo, nu? Este foarte bine. Poate lumina constituie o utilitate pentru cei care au concesionat terenurile la Scudaru. Așa, ca să nu mai spuneți că utilitatea este doar drumul de acces. Să mai fie măcar și lumina. Da, e ideea este că... Scudaru poate reprezenta un potențial pentru noi. Firesc. O să... Haideți să vă spun bine că... Tot. Până acum făceam planuri vis-a-vis de veniturile pe care le poate câștiga mănăstirea Cașin din principal a fost pădurea, că ea era și am luptat pentru chestiunea asta cel puțin 10 ani, 12 ani. Din păcate, am beneficiat foarte puțin. Vă dați seama că din 2012, s-a făcut procesul verbal de punere în posesie, 2013, 2014, 2015, 3 ani, da? 2016 deja n-am mai făcut nimic. Foarte puțin. Acum o să schimbăm colaborările și o să ne axăm, așa cum poate este normal, să ne axăm pe impozite și taxe locale. Și aici o să dispun, cred că începând de la 1 ianuarie, o să dispun formarea unei comisii de control. Iar controlul o să începem, evident, să-l facem cu forurile tutelare din comună și aici o să vă atrag atenția să vă puneți la punct absolut tot ce aveți vis-a-vis de impozite și taxe. Da? Pentru că vom lua măsura amendării. Da, ce se face? Asta este. Comuna nu poate să trăiască și încet, încet, ajung la concluzia, comuna nu poate să trăiască decât din impozite și taxe. Și să vă spun nici cauza. Pentru că mulți avansau teorii din astea fantasmagorice, că hai să facem o fabrică de cherestea, hai să facem o fabrică de nu știu ce, hai să... Nu! Comuna, ca și statul, trebuie să trăiască din taxe și impozite. Restul trebuie să lăsate agenților economice. Este agent economic, el trebuie să-și facă afacerea lui și așa mai departe. Iar el, la rândul lui, trebuie să plătească taxe și impozite. Asta este și rolul autorităților locale, să sprijine activitatea agenților economice și să încurajeze investiții în comuna noastră. Venim acolo de unde am plecat și spun așa. Scutarul reprezintă un potențial, un mare potențial pentru bugetul nostru, da? În momentul în care ai dus curentul electric acolo,
nu că e de presupus, este aproape o certitudine că va înflori zona, că vor urma autorizații de construcții, se va dezvolta și așa mai departe. Deci ar trebui să o tratăm ca pe un potențial sau pe o prioritate. De mult trebuia de problema asta ca prioritate, dar noi ne-am tratat o problemă, e că tot am așteptat, doamne, să se dea finanțare, dar lucrarea se ridică la aproximativ 1 milion de lei, e vorba de vreo 10 miliarde, da? Din studiul de fezabilitate, ies vreo 10 miliarde și ceva cu tot cu TVA. Dacă vă aduceți aminte, vechea lucrare era în jur de 500 de mii de euro și erau prinse și niște lucrări de oameni, mă rog, nu știu, chestii mai complicate. Dacă cu venitorul pe care le aveam noi înainte, nu era imposibil să o ducem 2-3 ani de zile, că așa am calculat, că 2-3 ani de zile o ducem și o definitiv. Am tremurat picioare când mă gândesc la o investiție de 1 milion de lei. Da, încă nu, uite, poate nu expiră cele 5 minute, dar ați intervenit și deci nu ați intervenit. O idee, poate ar fi trebuit să ne orientăm spre energia verde. Cândva la Scutaru a fost o microhidrocentrală care a funcționat foarte bine. Acum, da, e firesc, eu n-am studiat, dar poate dacă studiam un pic și vedeam și făceam o comparație cât ne costă cu Eonul, cât cu o microhidrocentrală, poate ieșea mai bine, da? Asta n-am făcut un studiu și nu știu. Altă problemă și eu închei, așa. Mă gândeam la banii pe care au venit la buget de la pădure. Foarte bine ar fi și îmi trecea prin minte acum ideea, Doamne ferește, să nu se constate că a fost ilegal și să ni se ceară și banii înapoi. Să fie ilegal, să fi fost pădurea și să fi luat bugetul, să fie între banii în bugetul local. Zic și eu. Banii! Bani, deci, în momentul în care s-a semnat să nu fi fost ilegal. A fost o hotărâre de funcție. Da, bun. Deci, nu ne-a trebuit trimite, Doamne ferește. Doamne ferește. Deci, mă scau numele teorii. Bun, foarte bine. Așa, o altă problemă. Eu am primit o cerere de demisie pentru domnul Rusu Adrian. Mi-a trimis-o pe mail, având în vedere că el lucrează la ea și nu poate să deplaseze fiecare dată la ședințe și chiar nici n-a putut să vină personal. I-am zis să mi-o trimită pe mail pentru că noi stăm în lipsă cu o persoană aici. Mi-a trimis o adresă de demisie pe care vă o citesc. Așa am înțeles că trebuie citită în Consiliul Local. Așa? Da, trebuie înregistrată, trebuie, da. Bine, ea trebuie semnată. Este semnată, este, dar bineînțeles, e trimisă, este scanată. Acum ne-am modernizat cu tehnologia asta, deci poate și din America să ne primim cererile. Deci, subsemnat Rusu Adrian, certificat cu XC, cu serie, cu carte de identitate XC, numărul 995156, CNP-ul, declar că îmi dau demisia din funcția de consilier local al Comunii Mănăstirea Cașin, motivul fiind locul de muncă pe care îl am. O datează și o semnează. Și cu asta am terminat. Mulțumesc. Aici cineva care vrea să ia cuvântul? Dar nu, o singur rugăminte, am să nu mă întrerup, 5 minute să nu mă întrerup. Mă întrerup, domnule președinte de ședință, vă dați foc singur. Către Consiliul Local Mănăstirea Cașin de Tubacou. Subsemnatul Bănan Constantin, profesor de bază și îndeamnă la școala din Mănăstirea Cașin, parlamente pensionar, consilier în Consiliul Local Mecașin de la alegerile locale din 6 iunie 2016, datorită următoarele motive. Două puncte. 1. De ani de zile, primarul Comunei Mecașin nu a prins la bugetul comunei niciun leu pentru sănătate, deși dispensarul comunei este în paragină, bucăți din tavan căzut, plouă înăuntru, deși am cerut acest lucru în fiecare an din ultimii. 2. Nu a aprobat și nu a plătit până la această dată, asta era, acum am înțeles că s-a plătit, lucrările de reparație la școala numărul 1 Mănăstirea Cașin, cu toate că toată lumea știe că lucrările de reparație se fac în vacanța de vară, iunie-iulie. Lucrările s-au făcut datorită conducerii școlii, dar nu s-au plătit spunând că nu sunt bani. Dar s-au locat din buget 50 de milioane, bani vechi, pentru focul de artificii din noaptea de Revelion. 3. Domnul primar a propus și s-a hotărât în ședința de Consiliul Local anularea hotărârii Curții de Conturi Bacău, fapt ilegal, fără să prezinte Consiliul Local constatările Curții de Conturi, deși s-a cerut de nenumărate ori.
4. Domnul primar minte cu nerușinare de că încă lucrările de executare a producției apei din comună s-au terminat în 2013, dar datorită debitului scăzut de apă, nu a putut fi dat în formă funcțiune. În realitate, înainte alegerilor locale din 2016, luni mai-iunie, în centrul comunei magazin Geana, ulița Moscovit, etc., se lucra de zonă la rețeaua de apă, șanțul introducerea conductului de apă, etc. 5. Deși școala, de la școala numărul 1, Mecașe, sunt săli de clase goale, frate, școala, atelier, școala veche, datorită scăderii drastice a numărului de elevi, primarul comunei a hotărât acum 7 ani să construiască o școală nouă care le-a mișorat terenul de joacă al copilor și a rămas în stadiu de atunci, pilon de ciment înfipt în pământ. 6. Deși s-au făcut numeroase propuneri de investiții de către mine și de alți consilieri, farmacie, dispensar, un acoperiș pentru cetățenii care fac naveta sau merg la cumpărături în Onești, nu s-a făcut absolut nimic. 7. S-a propus de numate ori accesarea de fonduri la Uniunea Europeană pentru proiecte viabile pentru asfaltarea unor drumuri comunale, poduri, podețe, dar nu avem nici o mamă de asfalt, deși domnul primar mi-a mințit că se va asfalta o parte din drumurile comune, ulița Cinatului, etc., în comparație cu celelalte comune și sate din jur, Cașin, Purița, Burce, Brăcăuți, Bogdănești, etc., noi suntem de râsul lumii. 8. Cu toate că o folosim mănăstirea Cașin, a trimis o adresă ca ultimatum ca primăria Mecașe să cedeze exploatarea pădurii comunale către o folosire Mecașe, conform legii, pentru că nu poate funcționa ca o folosire BAB, neavând suprafața de 5.000 de hectare, domnul primar a propus și a aprobat în aceeași ședință de Consiliu Local exploatarea în continuare, ceea ce este legal. 9. Matrapazelecurile care se fac cu vânzarea materialului lemnos de la pădurea care s-au făcut, de la pădurea comunală, fac prelătașă televiziunea română. 10. Foarte multe aranjamente necinstite, nepotism, etc., pe care le voi dezvălui atunci când va fi timpul, sau va veni timpul, cu dovezi clare, imbatabile, menționez că am fost ales consilier în toate legislaturile după Revoluție, cu ieșirea primilor 2 ani, respectiv 90-91, dar asemenea fapte nu am mai întâlnit. Foarte mulți cetățeni din comunitate sunt nemulțumiți și mă întreabă, dar voi, consilierii, ce faceți? Ce aveți de gând? Din această cauză, începând cu data de astăzi, 23 noiembrie 2016, îmi dau demisia din funcția de consilier local a Mănăstirea Cașa. 23 noiembrie 2016, semnătură. Și nu să nu o luați ca o amenințare, ca o avertizare, pentru că foarte mulți din cetățeni mă tot întreabă și mă rogă, haideți, domnule, să facem la DNA la București o adresă exact cu ceea ce mai știți dumneavoastră, cu ce știm noi, să vă ferească Sfântul să mă implic și eu în această activitate. Nu vreau, pentru că eu vă spun cinstit ceea ce am dispus. Domnule, vă spun că nu sunt de acord cu demisia. Ai lăsat-o. Nu vine prieteni dumneavoastră, domnul Beloiu. Nu înțeleg cum te m-a convins, domnul Beloiu, zi faceți loc așa, da? Păi, domnule, m-a convins dumneavoastră, că nu meritați să fiu consiliul ăsta convins dumneavoastră. Dar nu-i condus nimic consiliul, domnule, confundat. Înainte de toate. Ați fost în Consiliu, într-adevăr, credeți considerați că e pe bun investiția, nu noi plăgeam, v-ați dat demisia de nu știu câte ori, ce opțiune când sunt eu, când v-ați dat demisia de... Ați primit una adresă? Nu, vorbesc verbal, nu. Acum am dat. Dar demisia nu se dă verbal. Deci asta lucru știți? Nu, discutam așa, că din toată amenințați, deci e bun asta, nu? E posibil că ați venit, spuneți, doamne, de dragul hârtia, că poate și așa ceva. Da, se poate. Nu știam. Sugestiile păstrați-le pentru dumneavoastră, nu pentru mine. Să intru și eu în această comisie și care să facem. Eu vă spun atunci când intru. Există o comisie la nivel de comună care se pregătește să vă facă o menire. Domnul președinte, nu se lasă domnul președinte, nu se lasă domnul președinte,
Cam așa asta, Doamne ferește, dar suntem cetățeni de Dragonea. Poți vă dați demisia oricând vreți, nu e nicio problemă. Sunteți aleși de cetățeni, nu. Ce-i da. Glumă, e glumă, nu. Numai să nu vă supărați. Ce-i voința, nu vă dați seama că... Da, în fine, haideți că să trecem la lucruri. Două cuvinte vreau să spun. Acum, ce se întâmplă? Este un... Domnul Vălan este un domn care și-a dat sufletul pentru comună, indiferent că uneori la problemele pe care le-a pus, a fost luat peste picior sau a pus niște probleme reale care s-au rezolvat sau nu. Eu sunt aici în Consiliu de anul acesta, nu de mult, dar până lui are câțiva ani de când în toate legislaturile. Vă imaginați că poate unele din ideile dumnealui chiar au fost puse în aplicare și indiferent cum a pus problema, a deschis o portiță pentru rezolvarea unor probleme ale comune. Da, mie îmi pare rău pentru domnul Bălan că nu se mai implică în problemele comune, având în vedere că s-a implicat și în învățământ 45 de ani. Mi se pare firesc să-i mulțumim, adică nu mai erigeze un... să-i mulțumim pentru activitatea pe care a desfășurat-o, nu pentru demisie, v-a spus că îmi pare rău. Vă mulțumim pentru activitatea și pentru problemele pe care le-ați spus. Și cred că și domnul primar, indiferent că dacă a mai fost atacat din când în când, mi se pare firesc că un șut în fund e un pas înainte, vorba veche. Dar eu n-am dat pentru și nu, nu. Și indiferent de problema pusă, a deschis niște portințe pentru rezolvarea unor probleme. Și orice problemă pusă, nu cred că a fost rău intenționată. Eu personal îi mulțumesc pentru activitatea desfășurată. Nu, un minut și l-am terminat într-un minut. Dom'le, pur să spun că de anumite propuneri care le fac și nu le-a nimeni înseamnă. N-a fost ședință în ultimele 3-4 ședințe să nu ridic problema apei potabile din fântâni, de la Redan. Da, am rugat și pe dumneavoastră, domnul primar, și în ședință, și în discuție, pe domnul viceprimar. Haideți, domnule, puneți niște anunțuri, conform unei hotărâri a Consiliului Local, atelajele trase de cai să nu mai fie, să fie la distanță de 30 metri de fântână în loc. De asta apa este nepotabilă, să îmbolnăvesc și copiii de la școală și oamenii care beau. Nici în ziua de azi nu s-a făcut. Și atunci am zis, bă, tot vorbesc acolo de un singur. Ia, să mă retrag, de treaba. N-am cu cine discuta, stau la bani. Da. Mai sunt la eu, eu vă mai am problemă. Așa, nu m-am pregătat caietul ăsta, ca să vă rămân. Ce vreau să vă zic? Domnilor, noi, suntem consilieri, că suntem de la PSD, că suntem de la PNL, că suntem și știu eu, de la orice, și de la Ungur, și de unde am fi, de la Rom. Trebuie să ne intre mințile în cap că noi apărăm interesul cetățenilor și pentru binele cetățenilor. Nu trebuie să ne contrăm aici, nu trebuie să ne concurăm. Tot ce facem, ce aprobăm, ce votăm, ce propunem, să fie în binele cetățeanului. Deci, domnul Balan, într-adevăr, dacă, chiar dacă au ridicat niște probleme care au fost mai, știu eu, mai ascuțite, așa, domnule, poate eventual și el a fost întrebat de cetățeni. Băi, domnul Balan, dar eu te-am votat, domnule, dar cu ce m-a ajutat? Acolo. Suntem și noi responsabili față de cetățean și, eventual, trebuie să susținem cauza aici. Deci, eu așa zic, nu contează că din ce partid suntem, eventual noi trebuie să contribuim cu toți pentru bunul mers a comunii și pentru interesul cetățeanului. Reparații de drumuri, chiar și cu apa curentă, chiar și cu multe treburi, multe care sunt necesare, ne le aduce la cunoștință, noi îi reprezentăm. Știți foarte bine, ca să fii consilier, trebuie să ai cel puțin, cred că 130 de voturi. Deci reprezinți o masă de oameni care au pretenții la tine să-i rezolvi probleme sau să se aduci la cunoștință, la domn primar, domnul vice. Domnule, că sunt probleme, nu merge iluminatul, nu merge aia. Deci asta. Deci noi trebuie să fim ascultați și dacă se poate să și le rezolvăm. Da. O altă problemă ar mai fi, revin iarăși, cu clasele alea de la grădiniță. Eu am fost cu domnul vice, acolo m-a chemat, într-adevăr, parchetul este putred, dar se mai poate remedia ceva cu bucăți de scânduri pe margine,
am ajuns la concluzia cu domnul vice, cu poate să fără niște linoleu, niște linoleu, niște spunem ceva. Dar haide să o punem o zonă. Faceți doar din iarna asta acolo? Păi eu cred că da. Păi de pe așteaptă lumea. Păi tabelul ăla care am venit, cu cetățenii, cu cetățenii mă întreabă, vrea, vor să facă parastaturi, vor să facă... La ultima ședință am spus așa, doamne, ești de recomandat să începem o construcție nouă și să facem din primăvară. N-am spus așa? Domnul primar, eu am zis și am fost foarte clar, ne-o dați temporat până terminăm construcția. Când terminăm construcția, ne-am retras de acolo și trecem în construcția nouă. Păi eu n-am fost clar, citiți și stenograma, așa este, nu? Așa am fost clar ce am spus. Deci, eventual, vreau ca să ne dați cheia de acolo, facem un proces verbal de predare primirii, să, eventual, eu am discutat cu domnul vice, eu nu vreau ca să eu în primire treaba aia, pentru că eu mă duc rar la biserică. Eu nu prea, nu că-s certat cu biserica, dar nu prea am timp, așa. Și am fost la Paște. Adică nu Paște, da, la Crăciunul trecut, da. Și problema este în felul următor. Eu am zis că există femeie de servici la biserică. Am vorbit cu părintele Miloi. Să ia cineva în primire care răspunde, care descuie, încuie, face curățenii, tot. Noi, am o idee, dar da, nu vreau, dacă vreau să ziceți că de așa s-a programat aia 5.000 de lei pentru focul de artificii, era foarte bine de acolo să rupem niște bănuți și puneam și noi niște gresi acolo, puneam, amenajam și noi acolo un pic și făceam niște condiții, niște mese, niște treburi. Era bun și era în folos comunității, care rămânea definitiv, așa. Artificiile se zboară în 10 minute, gata, s-au dus în atmosferă și a dispărut bănuții. De când s-ar vedea ceva? S-ar vedea ceva. Eu așa zic, ce Dumnezeu, nu putem să cumpărăm de 2.000, să nu cumpărăm de 5.000 artificii? Facem acolo, că doar nu le numără nimeni câte pleacă în sus și câte zboară acolo, nu? Am putea foarte bine face un pic. Uite, așa se fac economiile, domnul. Mi-a plăcut de doamna consilier. Cum s-a gândit să aducă la buget banii? V-ați văzut cu taxe cu, și impozite? Cu... Dom'le, de așa se face, din nimic se face ceva. Da? Eu așa zic, părerea mea. Da, ar fi deci, să ajutăm și cetățenii. Nu, că aia sunt adunează. Nu sunteți primarul tuturor cetățenilor. Așa am înțeles la dumneavoastră. Da. Mulțumesc. Un răspuns la comentarii. Până și să facem adrese la ISJ, vis-a-vis de schimbarea temporală a destinației pentru... Asta să tragem de timp, asta nu. Nu, doamne, stați un pic, că nu e vorba de legalitate. Deci, nu, dar... Vedea dumneavoastră din dreapta imediat îmi facem dosar penal, iar m-am făcut o schimbare. Dar mai urmează vreo două, să știți. Asta, deci trebuie să aibă și băieții de treabă. Dar pentru școala de la Hanul, de acolo transformată în magazinile, unde ați făcut adresa, adică eu mă gândesc poate. Ați făcut adresa de scoatere? Ăla deja nu mai este. Nu mai e... A existat o modalitate legală de a fi scoasă din domeniul public la primul. Și mi-a mai zis cineva, adică lumea, discuții așa, adică, și domnule, la școala din față de la Căminul Cultural, unui depozit de lemne, acolo a fost cu aprobarea inspectoratului de învățământ, cu lasă opții să-i dă în doar materia. Nu s-a rog. Domnule, ești contractul de închidere cinici, de noi sau de școală? Nu, eu nu știu așa ceva. Există ceva, o cadru legal, de ce trebuie să aici? Școala de închidere care îi face acă mine. Face acă mine, deci școala de aici. Poate că n-am plecat. Da, uite și acolo, ce taxe? Uite, să aduc bani la buget, cât plătește persoana respectivă care a închiriat spațiu? Dar e un contract de închiriere. Există? Bine, acum clădirea îți dăm un pic timp înapoi, cum era și cum arată. Deci om a și făcut investiții acolo, acum mai o vedeam frumoasă. Ai venit foarte bine, poate să facă investiții în care ies. Am încălă și că avem de la pești. Cu siguranță. Da. Nu? Acum întrebăm cu Călinul de la Lumești, nu am luat aceeași măsură ca să nu arate așa. Întrebările vin dintr-una într-alta. Deci când intrăm în posesia închiriei de la... în capetelele de la Lumești, asta vreau să urmărim treaba. Acum nu vă dau un răspuns, exact. O să facem adresă către ISJ și să spunem să o luăm. Deci o să poți ține chestiunea asta. V-am zis temporar până facem
Am înțeles. Până când tu nu definești și vă prindă cu cea mai mare dragoste, cea mai mare plăcere. Am înțeles. Înțeles. Da. Poate faci un atelier, faceți altceva, pe nu mă interesează, dar oricum să avem și noi ceva acolo. Spațiul meu trebuie folosit. Da. Da, spuneți, nu alte probleme, dacă nu, haideți să... Aveți toate probleme, dacă nu, haideți să...